A început, lucruri simple! Astăzi avem un invitat senzațional, este Sorin Gabriel Percolab Da, este un american Un american jet-be-jet pe jet. Sorin Percolab astăzi la lucru simple Ne pregătim cu Aqua Carpatica Am pregătit și un vinal, așa îi place lui Și bineînțeles v-am pregătit și pe voi Sper să râdem Dacă nu râdem, plângem Dacă nu plângem, ne distrăm bine vene la lucruri simple A venit? toată lumea, toată lumea cât acum cu mine e pe trecere și vreau să mă simt bine. Ca avem o intrare mai specială ah, pentru tine. Ia auzi, cobor da. cu liftul, da, mă lasă de aici. sus, nu? Okay. Okay. Ah. Așa ține în permanență. Gata, 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 Ha! Ah, oh. ah oh, baby! Hei, Dan Sam, eram bine. Hey. ce faci? Ești bine? bine? Salut, ah, salut. ce bine ai arăt. Mă bucur, Ești mă mai bucur, bucur să bine. te văd. Bine că ai venit cu geanta, mersi frumos, prea eu geanta. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, no, geanta nu. No. Nu, no. no prea nimeni Păi geanta. Prea ochelarii. Uh, ochelarii, uh, pun, gea, e bine de decor? Poate. auzi, mi-ai arut ceva? Da. Excelent! Pe bună, vreți să i Da, da, Ia loc, ia loc! Bine! Hei! Hei! Stai să vedem, sună oameni. Dar nu ne interesează. Nu mă interesează, și pe mine! Hei! Trebuie, trebuie să-i luăm tu, primul! Hei! Îmi place muzica asta! Bineînțeles! Bini Jean is not my lover! Da. So, so, da. Sop! so, Sorin e aici Vreau să vă spun că mă simt bine Nu de rămas bun Deci fiată de aici Omul ăsta e făcut din muzică. a arăți foarte rocker astăzi. Mulțumesc frumos! Ce Și tu arăți așa așa. foarte rocker astăzi. Uh, da, zi, el a eu ceva de rocker meu. <laughs> nu, e nicio problemă. Îmi place mood-ul. Mă bucur foarte mult că te văd! Facem așa până obosim? Absolut. E primăvară. Bineînțeles că eram îmbrăcat senzațional de colorat. ha. <laughs> <laughs> pentru că comemorăm ciorile care pleacă. <laughs> Mulțumesc frumos pentru Good acest bye. intro. Eh, cu mare drag, mă bucur De ce cine ră... dacă ești aici? Uh, pentru că sunt pentru să aud vocea procesată. Crezi că nu mă impresionează vocea ta așa nu, și nu, trebuie să... nu, 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 trebuie să ți auzi vocea tu mai bine, Ai, pentru eu... că am pregătit unul dintre momentele tale de relansare muzicală. Hei! Da. Până acum, toată viața ta a fost un fel de șir de încercări. Baca a fost vorba de inginerie, Baca a fost vorba de... Stand-up! Este... <laughs> Baca a fost vorba de... Numai încercări! A... Dar, i-am acum. zis, acum, după ce ai făcut 41 de ani... 40 am făcut. <sus> În iulie vei face 41 Asta așa este A... Ai 40 și primul cadou pe care ți-l dau Nu, gata, trân nu, nu, nu. Cafeaua Cafe... primul cadou. Cafeaua O cunoști pe domnișoara Andreea O stim, o, o Andreea va veni aici cu primul tău cadou Ai zis 40 Câte cadouri adus? Foarte multe Ai zis 40 Trebuia Chiar să iau atunci. mașina mare Cum? Trebuia să iau mașina mare atunci Da Ai zis 40 <laughs> Îți dăruim 40 plus, ultimul nostru album Ce vorbești, mulțumesc yes! frumos Vrei aici. să spun ceva? Eu am CD în mașină Deci eu când ajung acasă te sun Nu pot să cred <laughs> Serios să spun nu, nu am, deci am CD player, a, a CD player. Am CD player, da, dacă da, da. să pot să-l pun Ultima melodie pe care îl pleat o în mașină Se numește uh, Am pleat de pe albumul lui Fluieraru uh, Nu știu care, dar am... Și, am, și, -și am refrenul suna, am suna cu cum suna refrenul? Nu pot să spui E cu vorbe de la mișto? Da. O să atacăm și acest subiect cu vorbe mișto. La e, cred că e două, e? ora 3 <grijă> Dragii mei, vă bucur foarte mult că sunteți alături de noi Pentru că Sorina abia așteaptă să fie jumulit E, jumulit, iartă De ce mă, vrei, vrei să mă jumulești? Nu, nu, am făcut? găsit altă rima Vreau să fie, uite, cu tremur. Cu tremur Dacă... pe baza... Camerele se reașează. Bă, da, să mișcam Și acum, acum pot să vin și eu mai încolo? Adică am stricat cadrul? Aproape de mine. Deci de aici. Mie mi îmi place foarte mult să cânt. Cred că asta ai, ai văzut probabil din... Nu, no, stai un pic, stai un pic. Zim. <laughs> e o nouă pasiune de-a mea It's a new Bă, passion of mine. mă să mă obișnuiesc <laughs> cu ideea. <laughs> La... Ok. Din când <laughs> de când vorbesc. Fii de aici. Așa. Ai o problemă cu mine. Eu. Eu nu ți-am spus până acum pentru că nu spun. Nu dau telefon. Alo, Sorin, vezi? Uh, când ne vedem uh, vreau și o să facem glume. Nu sunt uh, n da, nu, 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 nu sunt omul ăsta. Da. Fa cum ești tu? Așa te comporți aici. Așa, cum ești înțeleg. tu personal? Cum ești tu pe scenă? Poți fa să faci și tripluțul sărit peste mine. Nu mă interesează. Ok. A, de, și eu, eu e o liberă, mai liberă decât la altele. Uh, uh, la alte întâlniri de genul ăsta. Așa? Ceea ce... E ceea continuu. ce, vreau să nu. spun, ceea ce vreau să spun, îmi cer scuze că te deranjez, aș vrea să spun că uh, ce simți aia face? <laughs> Stai așa, lăsă, iar nu. unde, unde până aici apare altceva? No? Unde? <laughs> până aici apare altceva? Nu, unde, unde, până în punctul ăsta ai, ai decis Că nu aș, vrea, aș vrea să te văd să fii tu cum uh, ai fost, de foarte, cum te-am văzut de foarte multe ori, uh, pentru că tu ești un tip carismatic cu un, un timbru. Atenție! Cred da. că unul dintre lucrurile care te definește și te separă, te diferă față de toți colegii tăi, e timbru tău. Adică... Ai niște medii care intră <coughs> imediat. Nu știu dacă ți-a dat seama. Nu. <laughs> deci, nu, ai niște medii. Nimeni n -are asta. Toți colegii tăi de braslă, tu, Pac, intră da? imediat. Am înțeles. Și de aia, cred că ar trebui să cânti Am înțeles. De aceea, dați-mi voi să fac introducerea A terminat electro... Tu voi pregătiți-vă cu... Ho, ho, ho. Vezi, poate o greșești pe asta. Nu, nu. A terminat electronică și telecomunicații, are un master în roboți industrial, omul născut în Marghita, județul Bihor, pe 16 iulie 1982, dregătorul de curte veche, Sorin Gabriel Pârcăla! Mulțumesc frumos pentru introducere! S-a mai făcut ceva atât de complexă introducerea asta? Nici la stand up nu se întâmplă chestia asta. Um, așa e. De aceea, din, din clipa asta, oameni care au urmărit stand-up-ul, Acolo, la Comics. Comics. Comics Club. Comics Club. Vă atragem atenția că de astăzi, Sorin Părcălab este Mr. Robot. Mr. Robot. Îți pare nice. uh, nu pun industrial, <laughs> că după ce te fac așa de mangron, de mase. Okay, okay. nu, nu mă interesează. Mr. Robot. Câte glume s-au făcut pe seama acestui Pârcălab? Uh, foarte puține pe seama m uh, Mai mult pe seama faptului că am. Uh, cumva valențele astea meșterești, inginerești și atunci în zona asta pare că s-au, adică făcut foarte multe de genul dacă ți-ai stricat gluma mergi la Sorin că ți-o repară <laughs> cu okay, adică era da. e, e un, un om bun asta. la toate la, la mecanice și așa mai departe eu am dat multe interviuri și toată lumea a întrebat cum ați debutat domnul Brenciu de fiecare dată spun domne, cu onoare spun că în 1991 am intrat cu bursă la TCM. Tehnologia construcțiilor de mașini. Uite, am, avut, uite. am avut. Ce vorbești, mă? Ce vorbești? Mă? Bine, dar tu ai făcut toți anii. Uh, da. Du adică tu da, poți să crezi practică după aceea. La, pe la anul 3. Până până la 3 da, am cam, am cam vrut să abandonez pe anul Băi, 3. Iartă-mă. Dar un tip ca tine. Da. Cu un spirit atât de ludic și de, 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 de imaginativ și Așa. de descoperitor, de. Uh -huh. eu, eu cred că. Ce a căutat în. Inginerie e o chestie? Da, dacă dacă nu vrei să aplici creativitate pe ea. Adică. Și de asta ai ales roboții industriali. Arhitecții, că... arhitecții, desenează frumos clădirile și toată lumea are impresia că sunt extraordinari. De cu o imaginație extraordinar de dezvoltată, dar nimeni nu-și pune problema că te imaginați au avut inginerii care au reușit să facă clădirea să pară că plutește, <laughs> care mi se pare mult peste ce o desenat arhitectul. A, a, cred că acum te iubesc toți arhitecți. Arhitect. <laughs> arhitect. A, nu, adică. <laughs> Înțeleg, tu ești zic omul că care Fiecare are creația înfapte. lui. Unul are, unu are, uh, unu are, viziunea de a face o uh, clădire să arate într-un fel, și alții au viziunea cum trebuie făcută clădirea să și reziste, dacă Cred că eram mult prea Nu, știu, nu dezordonat aș putea spune Cred că eram mult prea și eu, zâmbitor Și a, după anul întâi am plecat în București a, Tu nici n-ai făcut electronică Băi am auzit, e cea mai grea a, E cea mai grea Este printre cele mai grele facultăți Da, a fost Cum să zic La noi, la noi trebuia să mergi Să faci absolut toate Seminarile și laboratoarele dacă aveai lipsă două laboratoare, nu mai puteai să intri în examen. Aveam teme de fiecare de la laborator. Dădeam, dădeam, teste la cursuri, adică primele, că aveam cursuri de două, trei ore și atunci primele 20 de minute era test fulger. Și trebuia să mai știi ce mai știi, ce de astea. În fine, n-a fost... N-a da. fost o facultate ușoară. Eu, prima dată când am auzit numele tău, da. eu imediat am început să mă gândesc la toate, toate meserile de dregători. Domnul. Se poate da jos, da? puțin, da. Se, se poate, poate da jos? -mi mie, -mi mie, Da! <laughs> Com? Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Ci că vor să te ia actor la... Nu. No. Nu, no, nu vrea. Mersi. <laughs> Să-i spui. Să Pe, banii nu, <hără> Pe banii ăștia nu, îmi pare rău. <hără> Pe banii ăștia. Eu nu. Banii sau viața. Da. Uh, iar mie îmi vine de fiecare dată să... Deci pârcălap, deci am, am chinuit. Hai să facem o glumă cu pârcălabă. la mie, mie, în clasă au încercat să facă o glumă. Ce și glumă? Tot, e, avem, da? Să suntem... Putem să-i dăm drumul? Da. Bine, ca să dăm drumul. gluma, gluma, gluma colegilor pe, pe, care o încercau... Era, din tine. Da, da, da. ziceau pârcă Și da, da, te duci către a fost prima, da, și, prima, și a. prima, reacție a fost la tine în gură. Și atunci... <laughs> și atunci... Da, da. Atunci s-au cam oprit. Da, eu, eu mă gândeam, <laughs> vezi, vezi, cât de delicat sunt eu? Piate cât de delicat. Eu mm. mă gândesc la lucruri ca uh, cabinet de științe ale naturii. Da, știi, știu, știu. Și eu m-am gândit la asta. Dar uh, ei nu se gândeau la asta. <laughs> tu știi că tu te-ai născut în tu, județul Bihor. Asta știu. Dar aden... Ceea ce știi care e gluma mea la spectacolele pe care le joc în județul Bihor? Nu. No. Mulțumesc. Pui, o dai acum și după aia ce mai faci când mergi în Bihor? Nu, 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 ah, nu, okay, nu, 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 asta e asta, nu okay, asta. ți-am zis că ai plăcută la mine, nu okay. sunt -mi da, nu e de asta de okay. uh, pui bipuri. Deci ian, zic uh, doamne și domnilor, mă bucur foarte mult. Sper că vă plac mașinile mele, sunt inscripționate BH și vă mulțumesc foarte mult că mpurtați numele, Inițial numele pe mașinile noastre. Okay, nice. De fiecare dată de chestia asta. E singurul. Adică unde altundeva HB? HB la BH, la pixuri, stilouri și la țigările la vechi, știi? Da, știu alea. No, alea mai știu. Uh, dincolo de paharnic și vistiernic, n-am găsit alte, Așa. Uh, alte uh, meserii la dregători, dar eu vreau să te întreb o chestie, pentru că eu cred că electronica și toată academia aceea de științele oculte te-a ajutat să fii foarte metodic în glume, adică să-l aranjezi astfel încât punchline ul să fie. Nu te gândi niciodată la asta. Să fii ordonat în gândire. Uh, nu. <laughs> m-ai întrebat dacă m-am gândit la asta. Nu. Lasă pe alții nu. să se gândească. <laughs> gândit la asta. Ideea, ideea de bază este că cineva ți-a dat spiritul ăsta al glumelor și vreau să te întreb cine glumea cel mai tare la tine familia. familie. Uh, cam... La noi cam toți au avut uh, un pic de simț a umorului. Acum să imagini ți că era concurs de glume la noi, da. <laughs> Um, cumva vine de la absolut toți. Bunicul din partea tatălui a fost super fanică om. Eu l-am prins în zona Ursuze. eu l-am prins în zona. Da, a, a fost, povestit despre el. A fost veteran de război. Nu, l-am prins în zona Ursus, era, era uh, viu, doar că nu prea mai avea chef de glume. <laughs> dar uh, mi-a povestit tata și mai povestea oameni cât era de fanic când era mai tânăr. Uh, bunicul din, partea, bunicul din uh, partea mamei, la fel, avea un simț al omului foarte, foarte fin. Uh, și tata la fel a încercat să fie cel mai mic între frați, cred că a încercat să o ardă și el, mai uh, artist un pic și... <coughs> mai clovn și atunci au fost și încurajat de ăștia mari Ia uite pe ăsta cum face Și atunci cred că i dezvolta dezvoltat latura asta un pic Tu cu copiii tăi? Da Hei, 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 Ești Dacă, amuzant? Adică vrei să faci glume sau uh, nu e cazul să le faci acasă? Ia, ai fi surprins, nu prea... Adică, doi dintre copii sunt... Cei mari? Sunt mici, nu, am doi Ce, cei mici, unul mare. mare da. Și ăștia mici... Nu, ăstea mai... Poata. Dar nu, mai fac glume de astea de copii mici, dar nu... Încă nu suntem la zona de glume... Uh, pe uh, uh, de verbale. Suntem mai mult pe fizicațiuni. De... <laughs> Da. da. parcă nu e adică mă mai, mă mai strâm, ne mai... Ai făcut vreodată tipul ăla de cal în care să iei pe toți în cărcă? Uh, Tipul ăla de cal care își chiopătează cu genunchiul stâng? Oh! Da, 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 oh, scris, da, da. -am, da, 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 Și, și fiatne după câteva ta 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 ta, 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 pe măsură ce cresc, bineînțeles, coloana o face din ce în ce mai jos și la un dat... Ajunge mărțoagă, Da. <laughs> <laughs> și vârstare că... Și acum calul cade! A, 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 cade, cade, poca, gata, te de nu mai poate. Mm. Vreau să facem aici o promisiune. Ce? Indiferent ce vârstă și ce greutate și ce înălțime vor avea, va avea unul dintre copiii tăi, așa. tu îl vei lua în brațe. Trebuie să -și promit. Promit. Bravo. Iată, dragii mei! Era cum, copii? S-a rezolvat, copii. Era cum, copii? Era cum, copii? Stai așa, stai că, stai. Spuneți-mi în ce era costumat Sorin la prima lui apariție din viața lui pe o scenă. Batman. Călduț. Prima prima oară în viața mea pe scenă. În fața unui public. Da. Eu știu. Nu, ră. nu, Caldus? Nu, dar... Du-te mai du mai sus. Uh, din <laughs> dinozaur, nu mai sus? Și că pinguin dinozauri, pleșu. nu? Mai sus, Vulguil Vulguil Nu, nu, nu. Puțin mai sus? A, mai jos? <laughs> Bă, nu, Arhanghel nici Dumnezeu, nu. Cică, eram Dumnezeu prima dată, prima apariție, nu. Prima apariție, ca să termin acest șir de idei năstrușnice, a fost în Cosmonaut. 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 Mai sus am zis, Cosmonaut. Bineînțeles că nu prea putea să vorbesc <laughs> Ai văzut cască? A fost foarte funny. Nu era cască, era... Aveam, aveam o chestie, parcă mi aduc aminte pe cap, mi aminte foarte clar costumul și gulerul. Aveam un guler aici. E așa. Și mi aduc aminte că eram pe primul rând. Și, și ai transpirat foarte mult. Nu. La repetiții știam foarte bine, de-aia am pus în primul rând, ca să-i acopăr pe ceilalți, în spate. Era... <laughs> și când am, 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 am ajuns acolo din cauza emoțiilor am poze în care eu sunt așa, restul sunt așa, eu, eu sunt fix. Invers. Invers, da. Dar... Dar primul moment, atenție, aici vreau să ajung, de cali în calitate de om care trebuia să stârnească râsul, a fost în clasa 8 -a, când s-a costumat în... Hai, hai că e simplu. Cum? Nu, mai de... În... Mult, mult mai jos. Mult, <laughs> mult mai jos. <laughs> Cum? <după>? <laughs> O, o, fufă <laughs> Nu tu faci o fufă Deci mie, mie, mi se pare incredibil Ca Sorin de acum el, Eu cred că te gândești cu foarte mare Așa un zâmbet, așa un colțul gurii Băi, am fost Îmbrăcat în femeie Nu știți nimic Și făceam cantele, novele Marimar 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 Aia a fost... Marius, Lasă l uh, bineînțeles că atunci avea această ilustrație muzicală din Marimar. Dacă ai tema, te rog. Marimar, atât am era... E perfect atâta e Marimar. Marimar. Mi se umflă sânii de... <laughs> <laughs> era, aveam... Auzi, da, scuz mă H -h? știi spaniolă ai, dacă ai făcut rolul ăsta? Te-ai fi surprins. Ai, nu, nu, <laughs> no, glubez, nu, glubez, glubez, nu, glubez, nu, 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 deci nu, no, nu, no. Un... Dar, dar știam, pe vremuri, pe ce? vremuri mă uitam cu mama ce la... Ce tu? Mă Domn... uitam la telenovele când eram mic. Bun, și ce ai făcut acolo în clasa 8-a la cam Mar? Trebuia să spui două ja, vorbe. Ah, nu, deci fii atent, pe vremea aia în Marghita... <laughs> uh se făceau foarte multe activități pentru că noi am plecat ca un oraș în care oamenii aveau uh, activități și noi ne-am bucurat pentru chestia asta și uh, se făceau concursuri de Miss, cum nu știu dacă ai, prins tu. Miss Margita. Miss Margita. Eu am prezentat Miss World în mm. 94 la sala Palatului. O aventură. Mă rog, alte vremuri. Nu mai, alte nu mai alte vremuri. Nu, nu se cu mai fac alte vremuri, cu totul altă locație. Alte misuri. <laughs> alte și <misuri. laughs> <laughs> a fost... Uh, și era, această, era această, uh, uh, acest concurs și noi uh, cumva uh, parodiam concursul de Miss și atunci eram, fiecare trebuia să defileze și erau întrebările astea stupide tu ai prins, ai prins Sigur atunci ca da. tot în floarea uh, o... cu. Ah, și de aici. Întrebările alea cu ce ți-ai dorit să faci, să salvezi planeta, să uh, mă ocup de balenele care exact, șuiază, da, să da, toată da, lumea da. era cu delfinii, cu aveau țeluri mari de așa și. Dacă stai acum să le vezi niciodată nu a făcut nimic, adică nu i Adevărat, doar de de, de, de... Doar așa ziceau, și atunci ocazia momentului, Da, și atunci noi eram și noi acolo făceam glumele alea cu ce hobby-uri aveți. Hobby-urile mele sunt pasiunile. <laughs> și, na, no, clasice glume de-astea. De... Interesant că, ușor, ușor, pentru că tu ești foarte surprinzător mm. și mai surprins atunci când am văzut prima dată la... când am revăzut imaginele de la România au Talent Așa. și imediat discutăm despre aia. Poantele pe care atunci le făceai încă din, din liceu și mai târziu, aveau un substrat muzical. De fiecare dată trebuia să existe o, o chestie muzicală. A, a, adică elementele asta. muzicale erau prezente. Că era marimar, că era nu știu ce, că făceai, făceai da. uh, un cont, niște combinații cu, cu melodii. Uh, um, acest, uh, acest tip de, de comedie, da? uh, pantomimea uh, comică, a fost... Uh, noi noi l-am preluat ca trupă de la uh, vacanța mare. Eu acolo am văzut prima oară mm -hmm. acest concept. Uh, trupa în care am intrat în Timișoara, uh, trupa casei de cultura studenților OZN, OZN. Așa uh, făceau pantomime. Eu am intrat uh, cu dorința de a uh, participa în cadrul unui grup de comedie și să-mi dezvolt asta. Ei făceau pantomime mai mult pentru că nu reușeau să strângă să, să facem spectacole, și atunci când aveam și scenete, și interviuri, și clasicele. Clasicul tip de comedie care da, se da, făcea da, da. în perioada aia. Și atunci, cumva, ă, asta era cea mai penetrantă formă de uh, comedie Exprima, și cea mai, da. și cea mai uh, cum zic, cea mai ușor de înțeles că o înțelegea absolut toată lumea, și era și foarte. Catchy că erau hituri și erau tăiate bucăți din hituri și era mișcare și era, erau costume tu și era totul tu... doar mișcarea Da și atunci uh, era, eram și mult mai expresivi și poanta era făcută că, uh, Cumva era, mi, mi se părea o formă foarte complexă de a livra comedie Să știi că eu nu aș fi fost astăzi aici a? Mm. Dacă undeva în 92, hmm. 93 la începutul 93, un instructor de la, de la mine de la rectorat de la studenți acolo mi-a spus: "Hai să facem un grup humoristic." Tare. Îi spuneam comics. Eram cinci nu te cred. ba da. Nu te cred. Asta n-am spus. Nu o... te ba cred. Ba da. Nu, uite că nu te cred. Întrebăm <gânt> aici, pentru neîncrezător, -ne întrebăm aici podcastul nostru? A, 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 până aici. Eram cinci băieți și o Așa? fată, de care ulterior am Dar voi erați cu X? comics Comics Ah, ok. Ce vorbești? Care a fost punctul tău definitoriu pentru care tu te afli astăzi aici? A fost vreunul sau la tine au fost poftiți, domnul, părăcălap, treceți mai departe. La mine a fost mai mult muncă. Eu am mers. Trabajo, trabajo da, -a Adică a fost, am tras. Mi-a plăcut foarte mult în liceu când am avut grupul de comedie, după care am mers la facultate. În facultate ne-am cam plictisit în cameră, în primul an, hai să facem grup de comedie. Mi se prea tare ideea de a, de a fi într-un grup de comedie. N-am luat-o în serios neapărat ca o carieră. După aia prin anul 3 am auzit că s-a deschis, anul 2-3, nu mai știu când era, am auzit că s-a deschis clubul Deco, dar de la vechiul de la TNB. Și atunci am început să visez că mă duc, plec din facultate și vin în București. Am vrut să mă las de facultate, să mă angajez o spătar la Deco ca să fac stand-up. După știu? aia am zis, băi, stai un pic. Adică e ok ce gândesc eu aici, Dacă dar pe de altă parte, eu ca să intru la Politehnică, eu am, 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 stat un an acasă să învăț matematică după liceu am, și mi-a mi plăcut foarte mult și electronica. Și atunci am fost așa într-o lume asta în care e ok, întâi termin facultate și după aia mă concentrez pe comedie și dacă între timp mi se întâmplă că mă îndrăgostesc, din nou am fost tot între două lumi. Și dacă mi se întâmplă să mă îndrăgostesc înapoi de electronică, o să renunț la Comedie. Acum și... ești îndrăgostit de electronică? În continuare fac chestii acasă, mai fac proiecte. Eu am, dacă vin la mine acasă, nevastă mea de chestii pe care nu le mai vrea în casă. Eu am bucăți de afișaje electronice din astea cu leduri luate de unde am mai găsit și am clopoței de alamă care ele cu electromagnet și am Bucăți de chestie. De ce nu te-am cunoscut am... mai devreme? Proiectele de clasă. Avem un 20. radio, nu? <laughs> Așa cum acum sus la, okay. la aici, avem un radio pe lămpi. Da. Dar tu, în timpul facultății, da. tu ai început să câștigi bani uh -huh. pentru că tu, și acum e o chestie pe care, aflând o mi-a -am, -am smus în zâmbet, tu câștigai bani ducându-te la în Timișoara, la la continental. Da. Și te mai duceai și la nunți. la nunț. Aici vreau să -mi Extraordinară fază. Aici nu, nu Deci fii atent, pe vremuri la nunți erau în, în Timișoara, era această... În... Eufo euforie să nu-i zicem euforie neapărat, era această tradiție. Aș, uh -huh. aș, aș înlocui cu tradiție, dacă îmi permiți. <laughs> <laughs> să facă oameni la nunt, să cheme un moment din ăsta care să fie un pic disruptiv, așa. Și la primele, adică prima oară s-a instalat o nuntă în asta, când cineva a chemat, l un dat niște fete tinere studente care erau la uh, trupa de dans uh, în uh, Timișoara și astea aveau un dans țigănesc. Și astea au chemat fetele să danseze la nuntă un dans țigănesc. Eu am prins nuntă în care fetele umblau pe mese de sculțe și dădeau din cur și toți bărbații erau cu ce nuntă, ce limba nuntă. Pe afară și toate femeile erau supărate și așa că în fața lor mergea o fată cu buricul gol și așa și... Arătându-și E, atât de... Atât de... Dar nu că nu era cu bustul gol. Nu era... Adică erau sexy, era... dar nu era... Cu o eșarfă. Așa. Și atât de uh, uh, De impact a fost acest moment Că toată lumea A început să cheme țigănci la nuntă Există trendurile astea Era, a -a, din când da. în când, da. e, Și la un moment dat cineva s-a gândit Bă, eu i-am văzut pe băieții La un moment dat, a râs cu lacrimi Ia că e la mine la nuntă Și aveam această bucată de Veneau și dansatori Unii angajau dansatori și făceau mai multe dansuri, și țigănesc, și folcloric, și nu știu. Ce. De toate, da. Știu. Așa. Și ne chemau și pe noi să facem un moment de pantomimă. spunem exact ce făceai tu la momentul pantomimă. La momentul de pantomimă, în, în mijlocul nunții, eu să punea banda, doar că noi aveam, n-aveam parte, mergea una singură. Așa. Aveam CD. Așa. Și de undeva dintre o spătar de la bucătărie începeau să iasă personaje în fața oamenilor și noi făceam momentul de comedie care era pantomime, cam ce ai văzut la România au talent, doar că expandat, gândește-te că avea vreo între 7 și 12 minute o pantomimă. Și erau fanici, aveau, avea o poveste întreagă, nu era o scălă era un, un, traseu, era Practic, un Practic, povestea formată din bădiță, muzicale. Era un bădiță care avea o fată, care fata decide să meargă la mare, la mare găsește să cuplească cu tot felul de personaje și la un moment dat vine bădiță după fată înapoi, să ducă înapoi la stână la el. Și atunci toată povestea era... Și aveți și șubă cu, mă rog... eu eram muncitor, eram tarzan, eram, că eu ieșeam afară și intra altul, care era îmbrăcat altfel. Eu mă schimbam și intram înapoi, era foarte... Bă, și... crezi că asemenea glume ah. ar fi derizorii în ziua de azi? Sau crezi că se a ajuns la o valoare și la un nivel în care așa ceva nu se mai... Eu știi ce cred? Cred că un comediant ar trebui să treacă prin absolut toate aceste forme ale comediei. Nu cred, nu cred că ai ce să înveți nefăcând sau făcând doar o singură chestie. Și atunci eu ce cred, ce cred că a avut un aport... Mare la dezvoltarea mea uh, ca și uh, om care se exprimă pe scenă a fost faptul că an de zile am învățat să mă exprim nefolosind cuvinte care dezvoltă foarte mult ca și uh, gesturile și atunci cred eu că am un fel de comunicare uh, care este peste cel verbal și... Uh, chestia asta să mai vede la oamenii care reușesc să împa împace actoria cu stand-up, că e foarte greu să faci chestia asta. Cine face asta în ziua a, azi? Costel are, formare, are și formare de actor, a, Micuțu are și formare de actor, și, dar asta, asta încerc să spun, ei au în formarea de actor face parte a, și dezvoltarea asta a comunicării non-verbale și atunci tu, și tu, ajută și tu după cum foarte bine știi, ai verități sănătoase de actor. Mulțumesc. Dar înainte să intrăm pe OZN și Master League, Dar stai că voiam să-ți povestesc bugă. despre nunt că acolo ne-am Și a, a fost la un moment dat, am, am fost la o nuntă și um, DJ-ul nu avea cel mai bun CD player. Și l-am dat... Sărea, nu știu dacă ați prins În sfârșit zi ce s-a întâmplat În sfârșit s-a întâmplat Sărea în lup de șapte secunde Deci <guss> aia mergea să întorcea înapoi Și noi prima oară am crezut că man, cred bai. că nu, am crezut că am modificat noi CD-ul la un moment dat Și, și că e alt CD, Și s-ar putea să fie Și tot dădeam înapoi mișcarea și la un timp, aia, șapte secunde, au devenit două secunde. Zis, de 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 <laughs> și noi stăteam nemișcați în speranța că ăsta e una la CD-ul ăla să mai <laughs> meargă o dată, să continuăm. <laughs> <laughs> și Doamne după veri. aia am stat în poziția aia până când ăsta o dat skip și o, s o întors înapoi cu butonul și noi stăteam, hai odată, man. <laughs> <laughs> și -a mai fost o dată, men! Și a mai fost o fază extraordinară uh. la, când am fost la o nuntă de penticostali. <ră> Acolo ne, ne, am ai fost, Am, fost, Acolo, am fost, fost la România au talent și uh, musnat omul și eu cumva am intuit în, în, în felul în care a vorbit cu mine că este un frate. Și atunci <ră> așa. Nu, nu trebuie să, borba... eu am prieteni unde ci, unii din, 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 dintre cei mai buni prieteni ai mei sunt penticostali. Da, de, aia, de... Aia, de, aia, de a -a am am, am uh, auzit uh, imediat să uh, a intuit vorba. Cumva, Da, da. Și am zis, uite care e faza Zic că aș prefera să nu Și dar era, eram, 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 și că Aveam nevoie de bani clar Gravă nevoie de bani Și omul zicea, veniți la mine Și zicea, uite care e faza Nu cred că e cea mai potrivită nuntă să merg. noi, no, 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 noi, noi mergem Noi, mai mergem la anunț Dar nu cred că se la, da, 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 cred că la nunta voastră nu -i. Vai că tu crezi că zic, uite care e faza Zic, noi, nu, ai văzut la televizor Este o pantomimă curatoriată Este o pantomimă care N-are anumite gesturi vorbe. Ai când încercăm cât mai neutru acolo, dar tu să știi că, uite, i-am trimis niște link-uri, zic, uite, noi, noi, în zona asta suntem. Și m-a sunat omul și eu să știi că iau personal dacă nu vii. tu crezi că noi suntem atât de obtuzi și nu știu ce. Și te-ai dus. Și am fost. Man, eu nu, adică eu nu zic că cineva e obtuz sau nu. Dacă tu ai văzut ce facem, Știi la spus ce spus ce faci și care, înseamnă că tu vrei cu adevărat. Am ajuns acolo la nuntă și am văzut cum era lumea foarte... Emoționată, uh, aștept, nu, 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 stai un pic Deci în, în, toată, în toată bucata asta Oamenii erau uh, Cum să început. Spun. Există o lipsă de naturalețe în, Înțelegi? Toată lumea încearcă cumva Să fie un pic să -și sporește, Hai, să zicem așa Și iau haina de mai pios Nu pios, mai pios Și atunci noi în tot mediul l-am luat pe mire Și am spus, uite care e faza Am venit până aici am văzut Eu am scris să-ți dau că este scandal Dacă noi facem chestia asta Și o zis, te rog eu frumos, nu se poate Și am zis, uite că ai faza, dă-ne tu banii Acum de transport ca să Nu, nu te scutim pe tine de ceva Așa și Nu că cum, că noi, că noi suntem, că noi cu prietenii noștri suntem și râdem la momentele voastre și zis, eu știu ce faceți adică ce faceți voi acasă e ok, dar nu e ok aici. În public. Mai. Că zic, tu mi-ai mi spus că e un de tineri. Zic aici, jumate sala smătuș unchi din alte părți, veniți. ăia erau veniți din. Ai, eu înțeleg. Ăștia. Tinerii. ăia nu au văzut televizor. Deci nu Așa. că nu au văzut. Ok. Da, e și la un moment dat, Nașu, care era tânăr la fel ca asta, din aceeași gașcă doamne care se uitau la noi, la momentele noastre, a venit și a zis, hai să facem momentul acum că. E, uh, acum întâi e o să cânte corul de la Elim. <laughs> Ceva cu în, în, înălțarea și așa Și după aia Viniți <laughs> voi Și eu <laughs> Eu râdeam Eu râdeam cu ăștia și Romelu Ce vine după <laughs> 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 Și Ne-am îmbrăcat spui, în bucătărie <laughs> Colegul meu era cu sutien băgat. <rători> <rători> ciorapi. Avea ciorapi. De, de de femenie, da, de, de. și fustă mini care nu se nu se <rători> <Stămini>. așa, așa. <rători> Și bustul gol era atât, avea o bluziță că noi nu luam de la sehaj haine astea. <rători> <rători> și, eram în cu o <rători> <rători> cu o chestie de Tarzan pe mine așa și cu peruca în cap. Și o care au și la un Am auzit acolo în sală Dragi frați și surori Iar acum? Miri, Rebecca Și nu mai știu cum pe băiatul ăla Miri, Rebecca și așa Ne-au ne pregătit O mare A. surpriză Vă rugăm să vă apropiați Lăsați tot ceea ce faceți Acum e mare surpriză Nu vă puteți imagina erau boxe și intra din bucătărie când a început pantomima și a intrat Flavius absolut toți tinerii de acolo absolut toți tinerii fluierături și aplauze erau oamenii extaz am intrat am intrat eu ca și aveam la un moment dat o, o bucată nu mai știu cum era, era ceva um, Hai să te iau, să vii, să... Și si eu aveam... Dar asta era... era... Și la gestul ăla eu am dat un pic din bazin, dar cumva Elvis, așa, nu dădeam vulgar, o dădeam așa... Și în momentul ăla soacra plângând din spatele nostru. De Dar faza care dacă primele două sau trei minute din pantomimă, dar cred că primele două minute, rădeau tinerii, adică, ia-ți că nu mai fost expuși la... Absolut. La o descătușare, o de descătușare aia. în asta live, că era, era cum să spun, live era cu totul altceva. Și erau și melodii pe care nu le ascultau, că n aveau cum să nu aveau voie să le asculte. Hai la hai papa la mare, să te iau, să o trag, să alea un 2 și 3 de 0, hip hop, toate bucățile da, 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 da. Și ne aveam bucăți din ele. Și prin minute nu era un extaz. Deci eu mă uitam la și nu ne să crezi, zic, man. Asta e, e spectacolul sprugem. pe care l-au. Da. După două minute plângea mama soacră și tot dădea mai încet la casetofon și l totul dat toată lumea o tăcut că noi, noi vedeam doar publicul, noi nu vedeam ce se întâmplă în spate și eu îi făceam semnul la cu muzica de mai tare men că nu vezi că sunt tristează da, da, sala da, da, da. <laughs> și la un moment dat soacră a început să țipe mi-ați stricat nunta mi-ați stricat nunta <laughs> ce voi acolo oh, ieșiți afară <laughs> și oh. mi-am dat peruca jos <laughs> Și am ieșit, am ieșit în bucătărie și ne-am schimbat frumos cum se face Și femeia aia țipa la noi Incredibil. A venit la noi și că să ne țipe că mi-a stricat nunta, mi-a stricat nunta Cine va chema, cine va pus, cine așa Și am doamne, nu vrei să vorbiți cu fiul nostru să zic <laughs> să, să, aflați prin ce am trecut ca să nu așa. Ula, Și după ce am fost, oh, scuze-mă, am fost... Uh, ne-am simțit și un extrem de penibil atunci, extrem de penibil. Și ne-am ne, -am, ne, -am, ne -am îmbrăcat și l-am chemat pe nașul. Și ai nașul banii. Și să ne dea bani de transport. Și ai zis, cum mă bani de transport? Păi nu că. Păi nu, tate, acum zic dacă tot ne-ai făcut să stăm aici două ore până ne-am băgat. Până am intrat până asta. Acum dai banii măcar. Măcar pe jumătate. Nu! Cum? Zic, man, nu se poate. Adică stai un pic. Eu când ți-am spus, am început să ne dai bani de transport și să plecăm acasă că nu e ok. Ce mi-ai zis? Nu, că crezi că noi suntem uh, închiși la minte și nu știu ce. Și adică acum. nu ne bani înainte? Bă, da, da. Eu cred că după, după istorisirea ta asta de la nunta asta senzațională, eu cred că... Cum era aia? ta nu? Da. da. Da? Te rog. ta da, can Margita vom mânca astăzi. Nu te Supă cred. cred. Supă de pui? Puiți. Cu tăiței. Dar unde sunt betișoarele ca în Marghita? <laughs> adică ce vrei să spui? Că erau... cu acolo Deci n-am mâncat niciodată supă de pui N-am mâncat niciodată supă de pui? La podcast ah. La podcast, dragă A fost exist... în Bihor acolo, nu? Cine a făcut supa asta de pui? Eu? Mm. Zim dacă e ca la mama acasă Nu, dai bună <laughs> Când am auzit, eu n-am știut. În 2011 mă pregăteam pentru Vocea României, uh -huh. dar când am auzit că tu ai participat la Nu te cred. Naive, da? Eu am vrut să văd secvența ta. Uh -huh. da. 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 La momentul ăsta deja era sala în picioare. Aici observ, nu? S-a oprit timpul un loc. Asta are niște gânduri. Foarte drăguț. Asta, da. asta este mai mult decât o uh, pantomimă pe muzică. Oprirea ta asta a fost senzațională. Mm -hmm. <laughs> -a, Se duce și-și da? trește soarta, nu are ce să facă. <laughs> da, e. Yeah. Deci, ăsta, ăsta e un tip senzațional de glumă care merge oricând, doar că, într-adevăr, poți să-i crești nivelul sau poți să-i scazi nivelul. Asta ține numai da, de tine. Da. N mai făcut, de atunci n am mai făcut chestia asta. Uh, N-am mai făcut pantomimă pentru că... Au fost cuvintele cele care au... În da. anul trei de facultate mi-a plăcut atât de mult ideea de a face stand-up. Uh, <coughs> cumva că am încercat să migrăm. Uh -huh. Am tot încercat să trag grupul după mine în direcția aia către stand-up. Uh -huh. Și m-am -am lovit de reticența unor uh, colegi de trupă atunci. Unul dintre ei mi-a zis că stand up nu se prinde niciodată și am zis, te înșel Mihai. <laughs> <laughs> a rămas prieten vine la spectacole. A, am impresia că eu o secvență de licenii. Te înșel Mihai. Da, <laughs> și adică eu în tot, după, noi am avut în acest grup, am tot avut schisme de astea mici. Brigada 2 pe 3. A, no, s-a dus, deci OZN-ul era acasă de cultura a studenților unde referent era Gigi Roșu. La un moment dat, unul dintre... Unul dintre colegii mei, Flavius, cu care mă înțelegeam eu foarte bine, era tot așa rac și el. Și ne înțelegeam foarte bine și el a zis că el să duce, că el vrea să apuce de comedie singur. Și am zis, nu poți să mergi singur, că vin cu tine, că ăștia doi nu-s motivați. Nu-s așa de motivați. Și noi am zis, hai că încercăm noi doi. Și ne-am făcut un alt grup care se chema Sens Unic. Uh, și în Sens Unic am mai chemat un băiat care fusese în trupa de comedie lui Flavius de la uh, Bocșa. El era născut la box, și atunci a, a mai venit un băiat care, din cauza mediului sau din cauza faptului că n-a schimbat mediul, a venit, nu n-am avut chimie cu el. Și atunci, din sens unic, am participat cu sub numele de sens unic în diverse, da, astea, restaurante și bla, bla, bla. Nu-l anunți? Nu, 8 martie, ah, striptease da, bă, bă. Uh, fake, uh, am făcut striptease fake la un moment dat. Ce striptis fake? Păi eram îmbrăcați în tot felul de haine și am intrat la un moment dat în 8 martie, știi că strângeau ăștia și le făceau program de streetis la Gagi noi am intrat, gata, oprit muzica asta, Gigi Bătrânul care era cu noi referent de acolo, avea un parpalac și o pălărie și părea inspector de poliție Și ah, ah. și eu am -o și eu, o geacă de piele și mai era încă unul și am intrat în ăstea și gata, oprit muzica am intrat foarte așa, știi uh, să închid ușile, am luat ăsta, băiatul care uh, 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 erau doi frați cu care noi ne-am foarte bine din Timișoara, Adi și Florin Staici, care aveau un uh, club în Timișoara așa, care, care se chema The Sound. Și uh, el tu vrea să facă stand-up Și mie îmi plăcea Adică noi vibram la ideea de a face stand-up Doar că eu nu știam exact să fac stand-up bine Am încercat o dată și mi-a ieșit primele, primul minut A ieșit textonar și mă toale cinci prost Colegii mei de trupuri de mine foarte mult Eu am să lasă că o să vedeți eu că eu o să fac stand-up Dar uh, nu am reușit să fac stand-up la The Sound Aici vorbim de 2004, 2005, 2004-2005. Mm -hmm. Dar omul tot voia să mai face niște momente de comedie și avea el un prieten de la poliție care a dat lui unul o, o, o uniformă de polițist, polițist și l-a pus la intrare ca să nu lase nimeni să iasă, știi? Și gata, avem filtru, avem informații că aici sunt oameni care bla bla bla, nu știu ce, toată lumea, buletinele. Dar tu știi că astea tot... se făceau? Da, dar, dar <laughs> da, bă, noi, am, noi, am, zis că adică se făceau Când că, că de aia și prins, știi? Aha, aha. Și toți, mamă, deci bărbați, era... a, cu ești tu, mă, că vă sun, eu las, că vă aranjez eu, vă dute așa, cu un Nu, v-am înjurat, vă spun, stați jos, termină și noi, treaba, plecăm acasă. Și la un moment dat apare în bucata asta, îți dă drumul la o piesă aia a lui Gino Wine Pony. Cu cine? Gino Wine Pony. Și e o piesă în asta care împinge la împinge la striptease. Ah. Așa. Și în toată bucata aia începem să dansăm așa da. și după aia începem să ne dezbrăcăm. Și... Atunci realizează <coughs> oamenii că era o glumă. <coughs> e, și <coughs> în momentul ăla toată lumea înțeles că aha, 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 aha e atunci o glumă. Face... Și atunci noi am început să ne dezbrăcăm și aveam o grămadă de straturi din astea pe noi. De... La un <coughs> dat eu scot o cravată lungă, ăsta scoate un șiret mic. Toate <coughs> numai cioace de-astea, știi? pus fată pe ăsta, dat Dacă jos, acum dă dat jos, da. Domnul la, mă scuzați. Da, da. Nu suntem de la biserică, suntem un grup de tineri căsătoriți, vrem la o un nuntă acum. Absolut. Dar, Nici vă rog mă... nu mai fac la nuntă, că am făcut și la, nunt. la anunț, am făcut. Stand-up. Stand da, e tot timpul un văr care vine să spună ceva. I... Nu Domnul știi, Părcălab, Nu. Domnul Pergal, vedeți că s-a furat mirea asta, nu spune că. Nu, 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 că nu. Am, am mai, m -au, m -au, m -au chemat oameni la anunț și am zis, bă, nu vin și că te rog frumos, că eu, că sunt mare fan, că nu știu ce. Și am mai pus botul la unii, că, bă, dacă îmi dai uite atâta, vin, că eu știu ce înseamnă să tragi. Și s-a dat. Așa, și unul mi-a dat și am fost a fucking shit. no, <lach> hai acum, dacă tot. Dacă <lach> tot suntem în situația asta și. M-am zis, nu, și ne-a spus la oameni, care e faza. Oamenii um, foarte um, um, nice, foarte, bă, uite, așa. Așa, și am către ce parte stau de vorbă, ca să știu în ce parte mă uit, ca să știu care sunt oamenii care pot să înțeleagă ce zic, ca să nu, că nu putem să-i băgăm în să aceeași oală. Asta e partea cu eterogenitatea unei nunți publicul din, de, de, la 2 ani la 90 de ani. E, și am început să așa, evident că eu am știut că merg la o nuntă, deci am luat toate glumele, le-am tuns, am sărit păstă panciuri, am sărit așa ca să am un material care să poată fi înțeles de toată lumea și oamenii care și foarte mișto că la, deci așa clar am momentul ca o scurtă paranteză am avut și nunți foarte bune, am avut și botezuri foarte bune în care efectiv oameni au stins becu or și, și a fost fix un show de stand-up. Ah, și la majorat, adică ah. efectiv nu-o deci -o stins adică toată măcar... sala S-a prins un reflector, eu am început să asta și a fost exact vibe de show. Deci toată lumea a zis, men, da, eu nu e așa, vrem să ne uităm. Problema este când mergi la nuntă și oamenii nu vor că. Acum stingem toată sala, acum. Și ea că. Ăla care au făcut sala electricianul. El s-a gândit că. S-a gândit nu la omul gândit. care pleacă Absolut. și stinge becul cu un singur buton. <laughs> nu la oamenii care se distrează înăuntru și Dar... trebuie să stinge o parte din sală. Că nu mai avea la bucătărie n-au, Că e pe aceeași întrerupător Dar cum l-a făcut așa? Că nu e Că omul care pleacă are un singur buton bravistă, Să nu bravistă. facă economie la curent ai, că, făcut vreodată un, un, un punch, o glumă cu chestia asta, cu, cu nunțile la care a fost? Nu. Nu, dar s-ar putea să... S-ar putea să prindă. Nu, uh, nu s-ar putea să prindă. Și chiar... Dar da, și atunci era ăsta, veneau când unul ăsta, unul mai beat așa... Aia zic una. Dar venea la microfon la mine și zicea, tu nu înțelegi, nu înțelegi filmul. Cred că nu... Eu n-am... Tu crezi că eu n-am ce faci în București? De asta am venit eu să mai îmi spui tu mie una în timp ce... Iată aici, am vrut de asta, dar am rezistat. Eram la un rebelion odată, cântam, cântam, cântam. Și scena era aia de la berărie. Norocul meu este că scena e așa. Băi hey! <laughs> Și mă vine la mine Băi, șara e măr Ia aici Eu când dansez acolo copiii la fel Șara <laughs> Te termin melodia Ăla, beatul Șara e deci de 10 ori mai zis Sharaiman. Imediat am plecat Nu eram nervos Pentru că era Eu le privesc Asta e un test pentru mine uh, Așa le privesc de fiecare și Cât stau, de și... mult pot să ignor cât? Nu. <laughs> nu ignor nu. <laughs> nu. Eu nu, nu, nu ignor Cât de mult pot să rezist Dar da. lasă-mă în pace așa. Era și ingrată chestia Lasă-mă Trebuie să mă uit așa la el Mi-a zis după, după ce După ce <laughs> Ca o statuie din asta Acum când auzi Ce era... Mă gândesc că Puteți văd ca viața la care se fișe Știi statuia aia? <gântuia> și viața de -a, -a. Și eu mă duc Și în drum către altă cântare Încep Auzi? <gântuia> oamenii da. din, nu, nu, știau că oamenii dansau pe scenă Și era gălăgie pe scenă Nu știau la care eu, după 10-12 șaraimanuri țipate pe parcursul unui 40 de minute. Nu știu, parcă era Marius și nu Marius, auzi? Nu crezi că ar trebui să cântăm și șaremana pe ilustru nostru? Hai să băgăm puțin Că altfel nu merge. Băi, ăstea sunt momentele care practic te definesc. Te duci la o cântare, te duci la un concert, te duci la un stand-up, semnezi un contract, banii ți-au spectacolul este senzațional, tu pleci acasă fericit. N-am învățat nimic. Nimeni nu a învățat nimic. Asta e. Când se întâmplă ceva de genul ăsta, atunci parcă tu ieși din zona ta de confort și de beatitudine artistică, zici, băi, stai că trebuie să mă lupt cu pe două fronturi acum, știi? Am avut, uh, am filmat un special acum două săptămâni. Așa? Și în timpul specialului, ai că era clar scris, filmare, nu știu ce. Și de regulă vin honey, uh, funny hardcore. Așa. Uh, sau, hanii, cu Hani cum, le, cum le zic <laughs> eu. Hani <laughs> <laughs> <Honey, laughs> Da. Și um, de regulă, adică în mod normal, ar trebui să nu fie anunțată filmarea. să fie o surpriză pentru fanii. da, ca să nu vină, ca să nu vină fanii, că e, ești dorit să fie la filmarea. Să, când se uită la special, eu am fost aici, man. Deci ăsta o să fie pe net sau unde o fi, eu am fost aici. Pot să zic că am fost aici. Ah. E, și în... Uh, uh, um, nu am anunțat că e filmare și am zis ok, o să vină oamenii ăia care știu și bla 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 la ultimul. Am tras patru, ca să știu că am de unde să tai. Așa? Și la al patrulea, o masă, mordă beț. 12 oameni. 12 oameni, oh! Aveau păreri în timp ce să filma. Și am dus-o un timp, un timp am dus-o, și la dat am cedat, și dat fiind faptul că e stand-up, eu îmi permit, mai ales că e și la mine în club, l-am am, a zis afară. nu poți să-ți imaginezi. Zic, dacă îți dau factor la camere, plângi. Zic, să filmează, men. Zic, eu filmez. Mă, așa toată sala a fost. What the fuck? Și ăla o, o tăcut și așa da seama că cam așa, nu știu care mai făcut o ordine pe la ei pe la masă, că bănuiesc că a fost un... Știi? Și de acolo încolo am luat, am avut noroc că am am reușit să-i scot de acolo și după aia am mers show și după aia s-a încheiat foarte bine show nu, nu a fost o... Da, o, o lași? o lași cu chestia aia? Nu. O tai afară? Nu, no, da, da, da. Da, sunt, sunt momente de astea peste mm -hmm. care trebuie să treci și mm -hmm. sunt momente de astea pe care, ți minte că eram prezentator și l-am dat din public Brânciu, te iubesc! <laughs> și era o femeie! <laughs> adică sunt momente care, pe care trebuie să le... A, bă, adică tași din gură sau ieși afară. Nu, nu. Nu, nu trebuie, e. să, le trebuie spui, să, le, trebuie să, le... trebuie să le spui astfel încât și uh... Da, da, la tine a fost Brenciu te iubesc. Dacă venea cu ceva Bă, că și mie berea o dată. Înțelegi? Înțelegi. Deci tu -ai, că nu Fii atent aici. Ce? Uite, dacă, dacă... Acum povestim, deci... dar dacă se întâmplă ceea ce povestim Fii... acum într-un spectacol de-al tău. Știi, ca... știi care e uh. Dacă e în timpul unui show și un om cere berea tare, și după aia mare și păreri vis de ăsta Intrăm, glumim, nu e nicio presiune acolo Practic tu dacă faci o glumă Cea mai mare răsplata a ta Este o atmosferă plină de Zâmbete și râsete din sală Și dacă toate astea sunt cumulate Într-o filmare, atunci toată lumea se bucură Cel care vizionează, cel care e acolo în sală Și tu ca artist Dacă cineva intervine în toată În, toată, în tot cercul ăsta Strică feng shui tuturor Da de aceea, acum, de aceea acum uh, Îți voi da trei piese Ce piese? Nu o spun Trebuie să le recunoști okay. Pentru că tu ai fost fanul melodiilor vechi mm. din 2000, de cu 20 de ani Ia zi Eu tre pun trei piese Nu le recunoști între pe pot Ca să mergem fiecare acasă Nu e nicio problemă Eu doar a vreau să-ți spun Eu nu, pot să le nu recunosc să... Pot să le lălăi Și s-ar putea să nu pot să spun cine le cântă Pentru că eu nu am Deci eu, tu, tu trebuie să Vrei să spun cum funcționează mintea mea de om? Ia yeah. Tu îmi, spui, tu îmi spui cum te cheamă Dacă, dacă noi doi nu ne-am și Tu îmi spui acum cum te Așa? cheamă Eu după ce mi-ai spus cum te cheamă Eu îmi pun întrebarea dacă pe tine te cheamă Cum mi-ai spus sau e alt nume <laughs> După care trebuie să aud că te strigă cineva Pe tine ca aia să ca să-mi confirme Dacă n-am folosit asta Timp de jumătate de oră Am uitat instantaneu cum te cheamă după că... Deci, haide să încercăm. Deci nu, fie adână. Da, perfect, perfect. Am înțeles cum Tu ești un fel de contraspionaj, tu vrei să verifici din trei surse, perfect. Dar melodiile astea la mănesc de așa manieră încât să ai puțin Ia. habar de ea. Prima e foarte simplă. Te rog. Stop! Hai, hai, hai nu. Nu, nu pot să dau toată piesa că te prinzi. Asta e. Încă puțin, dar ce? Nu pot să fost do do do? <laughs> do, do, do. Ok. E chiar do, vezi? Știu, știu. A, nu, nu, nu mă lua cu, nu mă ameliora <laughs> cu chestia asta. Hai mai departe. Mai departe. Da, ok, bun. Ce? Băi, <laughs> știu piesa. <laughs> <laughs> A, mă, lasă-o, nu, deci, nu, cine cântă asta? Hai că știi cine cântă asta NND? Ai văzut, mă? Vino la mine? Vino la tine! Așa Vine. Și, și pentru fanii care vor participa la specialuri, Nu uitați, dragilor Sorin are o voce Da, tare. mie îmi place, îmi place să fac vocea 2 Bun, okay. atenție atenție. Vreți să o cântăm împreună? Absolut, Hai. Un, 2, 3, 4 și Cu apă Bem apă sani hidratat Do arfreno Hai de vino înapoi să fim vino la mine vreau să fiu iar cu tine E io se Eh. eh, eh, <laughs> eh, eh, eh. Perfetto. Eu am spus. Problema e că după cea Dar eu pot să o duc și alți. Ia, mai de dată. Ia, fii atent. <coughs> Trebuie să-mi dai tu sartă, că eu nu știu când să intru, dar intrăm împreună și după Un, doi, trei și... Hai de vino înapoi, <laughs> să fim iar amândoi. Vino la mine, vreau să viu iar tine. cu tine. Vocea dar și astăzi începe cariera de cântăreț Ne vedem la Singings Am crezut că zis la Palatul împreună <laughs> Da, cum ar fi chestia asta? A, a okay. doua e puțin mai grea, dar mm. nu, nu, atât de dificilă Ia, hai, hai, Atenție hai Stop! BUG Mafia uh, Mafia uh, După blocurile gri Nu, nu, nu? stai Călduți? Tă -tă -tă. Hai să cântăm melodia 1, 2, 4 și... Băieți buni? Hai băi că știi mă! Băieți buni. Nu, n-a fost dintre preferatele mele asta. Extraordinar ești. N-a fost, n-a fost dintre preferatele mele asta. N-a fost? Nu. Nu câți <gânt> Vezi, sunt și Dar buna. știu aia ta, știam că vin, vin, vin băieți buni atâta. Dar de la, de la -Mafia a fost Hai să fim hai. Cum e să fii Hai, era cu Loredana Nu, nu, cu, cu, cu marihuana Așa, cu marijuana. cu marijuana. Da, 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 păi, da a, -aia a fost, Vorbiți uh, Românește Da, <coughs> uh, dar știi că era aia ca Aia o știu Cam, bam, baga, da, gam Baga, da, da, da A, da, o știi Baga, ga, baga, ga, nu mai știu versul Baga, da, da, I just, I go, but I want to get high sau ceva. Da. A mm -hmm. got... hai! Ah, am vrut să fac nu știu ce, n then I hai. Mm -hmm. era... nu mai știu. Și de unde? Hai de vin. <laughs> Înapoi. Și ultima din da. testul ăsta e foarte te rog, scurt te testul. Te ultima te este... Ies din, din asta ăsta hip Ar trebui, ar trebui. Și acum să-ți dau... Hai că 2000 să fac și asta. Uh, holograf? Ești nu sensibil. Dar nu. <laughs> mei, dar să nu-mi iei niciodată. A, ah, da, mă, am avut-o, am avut-o asta la o, uh, pantomimă. Știu, dar adică dai una să... care se dea cu paloșul și ăsta o oprește, dar să nu-mi iei niciodată, <laughs> dragostea. Auzi, e adevărat că stand-up-ul după declarațiile tale, ceea ce mi se pare foarte... Dacă este de pe, după declarații mele, e clar adevărat. Să știi Dacă... că s-au întâmplat anumite lucruri. Care Internetul ăsta ne face foarte multe figuri. Da, și foarte multe face, figuri. știu, știu. Dar, te întreb, e adevărat că scena mm. te-a ajutat să scapi de bâlbâială? Eu nu te văd pe tine... Nu m-a ajutat scena să scap sau de bâlbâială, nu track... m-am bâlbuit aproape niciodată pe scenă. Știi de ce? De ce? Pentru că în momentul în care uh, eram în clasă și mă asculta profesora, trebuia înțeles. să mă țin de un anumit uh, șir a cuvintelor, pentru că Aghia a dictat cum trebuie să învățăm rahatul ăla de comentarii, eu trebuia să-l zic cum -a învățat ea, folosind cuvintele pe care le-a dat ea sau le-a ales ea sau le-a ales alt om care a scris comentariul ăla. Da, tu practic te legai pentru că tu rețineai foarte ușor cuvintele. Da, și atunci rețineam toată bucata aia ca să iau bacul și când mă punea să zic chestiile aia, eu aveam o problemă în a recita, a recita sau a zice cuvinte pe care le ales alții. Eu nu aveam o problemă să zic lucruri pe care le zic eu, pentru că eu văd bârbeala venind și știam să o evit. Știam Extraordinar. Și atunci am... Um, îmi refrazam, de aia vorbeam ciudat și unor vorbesc ciudat, pentru că eu refrazam în timp real, mergeam cu fraza pe un drum și când vedeam cuvântul la ca un ca și cum mai avea. Un hop. Nu, ca și cum ai, ai, vedea un accident și ai o premoniție. Și treci da, pe și faci de, stânga. Destinația, ce de nu destinația, Și atunci, da, și destinația, da. și atunci da. uh, în parcursul meu lingvistic, făceam slalom printre cuvinte. să știi că e prima dată când discut asta cu cineva și vreau să spun că și eu la fel, pentru că mi se dădea vino la spectacol și trebuia să prind un spectacol, că toată nu se dă niciun detaliu. Și după aceea te uitai la public ce, și după Nu. Ai fost? Am fost... Pe atunci ce vorbim, mă? la patru ani n-am vorbit. Ok. A, <laughs> frate, frate, sunt de alături de tine. <laughs> de, la, de la, 2 la 4 sunt umbli căcat la curs să nu zici ce ai. <laughs> A fi <man>. lumen. <laughs> da, nu, 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 nu spun că ziceam o tușmea, că mă luau din gând în gămbăriții. Da, vorbește-mă odată! Da, asta e altă bani. Da, de fiecare dată. <laughs> No! <laughs> da, da. niciodată! Niciodată! Uh, și de, uh, de fiecare dată când prezentam, atunci când n-aveai detalii, când n-aveai informații, făceai, îți creai fraza în cap, dar de fiecare dată, pentru ca ea în cap să fie o propoziție, o frază concretă cu punct la capăt, și să nu o lași așa în aer, Doamne și domnilor, aș vrea să vă spun că astea sunt din instinct. Da, pentru că te, acolo acolo ai construit fraza. Acolo, a, astea sunt din instinct și după aceea neuronii, hai să li și văd așa croșetând o frază până la capăt. Și bineînțeles... Bag un cur. Nu-i momentul, nu-i momentul. Bag un cur. <fie> 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 nu, 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 nu. <fie> Cu, cum ar fi? De ce e pe... Și ce, mai, ce, ce se mai întâmpla? În clasă nu puteam să ridic tonul, nu puteam să vorbesc foarte apăsat că păream dubios, dar pe scenă în momentul în care eu de aia dacă mă vezi pe scenă sunt foarte energic pentru că eu trebuie să țin foarte sus nivelul sonor pentru că în momentul ăla nu mă mai bâlbui și asta este pentru că am constatat mult mai târziu sunt doi factori care te fac să te bâlbui faptul că nu este, uh, nu este uh, respirația reglată și doi, uh, nu deschiz foarte bine, nu articulez foarte bine din obraz, din obraj, din mușchi faciali cuvintele și atunci intri Noi... într-un lup din ăsta în care tu fiind un perfecționist nu poți să lași cuvântul neterminat așa. Și atunci trebuie să le reiei. Și ca mai să e zici un. <laughs> uh, practic, tu ai, tu ai spus acum un lucru foarte important care e, se pretează la orice om care vrea să vorbească pe scenă. Dar mai e un element. Mm. Dacă tu ai așteptări foarte mari. De la cine? De la un public. dar ah, n-am autorul... așa ceva. Hardcore, -am. a acum. Deci dacă ne, a, bestial. Și intri și nu am dat, ești bulversat de faptul că toată lumea o doare în codă tine. Și când zici pe manta, nu. Și atunci nu te mai găsești. A fost o... Eu nu am din asta. Nu deloc? Nu, de eu am făcut stand-up. Eu m-am antrenat foarte mult în bucata asta de a face stand-up. Uh, în, 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 fața unui public refractar. Da, eu am făcut stand-up. Uh, eu am făcut stand-up la, șapte... execuție. Nu, am făcut stand-up la șapte oameni, am făcut stand-up la zece oameni, în, stând în sală la. 15 oameni, erau două mese și erau tăia toată sala. Dacă te-aș întreba acum care a fost spectacolul de care îți aduci aminte cu cea mai mare plăcere, care a fost... Ai euforic, erai Jesus Christ superstar on the stage. Care a fost ăla? Am avut mai multe. Nu știu. De ce vrei să-ți mulțumesc frumos? Dar nu sunt... Nu că după aceea te drept și reversul. Hai să spun ceva, da. N-am avut... Cred că am threshold de sus jos. Asta că tot ce depășește un anumit prag pentru mine este wow. Și invers, threshold de jos, la fel de jos și acceptabil orice. Adică nu am podea dai, Da. Și tavanul. Dacă tavanul nu e așa sus, pentru că tavanul nu vreau să nu fie așa rar momentele. dacă dacă am urcat părținări și oamenii au râs, sunt uh, uh, bucuros. Înseamnă că mor mai validat încă o săptămână mm -hmm. ca și comedian. Am înțeles. Interesant. Frumos. Asta, asta consider că este cel mai, uh, uh, cel mai frumos lucru. Till the next time, până la spectacolul viitor, mm -hmm. mai am încredere puțin în mine, da, pentru că da. asta îți dă încrederea. Da. Uh, bineînțeles că uh, așteptai întrebarea asta. Da, între cafea și supă, nu știu ce să aleg. Vinul alb! Ce vorbești? Trebuie să... Ai văzut? Am... Băi, ce intrare! Gata, dar, am și eu, frumos. dar și eu prind. Uh, vreau să spun că am uh, auzit foarte multe învățăminte de cum se pune vinul, de cum se bea vinul și de uh, trăi... um, Vinul se bea, de regulă, din sticlă. <laughs> și, și fiecare din sticla lui. Asta mi se pare că e igienic. Hai la mulți ani! Hai, Hai să trăiești! Fii atent acasă zu hause aha e, și vreau zu meine hause zu deine uh, deine tu știi germană? Max <laughs> Albina. <laughs> Acată, acasă dar dar poți să faci gomote ca un neamț. Poftim? Ia! Yeah, Ia! Yeah, Ia! Yeah. Schnell! <laughs> Iartă-mă, dar ăsta e un nemțoaică Tu travesită. mai ții minte pro -Zibon? Mai, mai prozibă. pro -Zibon? oh, doamne! Și Zatainț? Zatainț! Ce vorbești? Pro -Zibon. Ce vorbești? No, seara <laughs> Zatainț. O, oh, doamne! Filmele alea cu iodlere și cu... <laughs> da, tu știi, în fine. ai făcut vreodată vreun iodler? Zim că poți să faci iodler și îmi dau demisia Hai, și mă... să văd cum faci tu și după aia fac și eu. Iolala, iolala, uhuh. Ia ia la ia la ia. Ia. Ia la la ia la despre muzica satelor din uh, Viena. Ia. Um... Yeah. <laughs> <laughs> deci, bine. Acasă e așa. O iubită, da. trei copii, un da. câine și o pisică. Nu mai am pisică. Adică e ea e vie, doar că a rămas la mama soacră. a luat-o să o ducă la... A luat-o țină. Și nu mai vrea pisică? A, nu cred că vrea câinele pisică. Să știi că adică a... noi am decis la un moment dat că e mai bine pentru pisică să stea separată de câine. Ce, era să câinele? Câinele un labrador. Și a... a, -a. Nu mușcă, nu, e un... doar că se joacă cu pisica. Păi și pisica. Și trebuie. o alergă, păi asta e că pisica nu voia. A. Pisica era bine și din când, în când mai apărea câinele ăsta Și toată pisica în era așa de că îl lăsa păr Pisica peste tot a, da, Mai be. zgâria câinele <laughs> În povide acestui lucru Că a plecat pisica la soacră da. Consider că acum mm. Casa ta e aglomerată Mi-e dor de pisică ca să nu, nu vreau <laughs> 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 Nu vreau ca iubitorii de pisică De pisici să creadă că eu mie nume. Vrei să-i mai de felina. You want to give a second chance? eu merg la soacra mea numai să văd pe pisică. O să tăiem asta. O să tăiem asta pentru... O, e ok. Nu, pentru liniștea ta familiară. Vă rog cum o scoateți la montaj asta. Cum o cheamă pe socrata? ta? Au lucrat acum mai pus într-o zonă în asta în care... Dar ce eu îi zic așa? Draga mea soacră, <coughs> ä, draga lui soacră, noi te sărutăm. Suntem doar doi oameni care glumesc la un Geta. microfon. <laughs> și iubim și pisicile și soacrele. Cum era melodia lui Mihai Constantinescu, Dumnezeu să-l ierte, iubiți și pisicile vagabonde. Erau un pâine de vagabunde. Îți calcă vreun copil pe urmă? Că... Crezi tu că e la mine? Fii atent aici. Un lucru foarte interesant. Cei mici de 3 ani și câți? Câți ani sunt? Câți au? Patru are fetița și băiatul are doi. 4 și 2. Fii atent aici. Ce am observat eu la ei mici? Că dacă faci anumite chestii pe care le faci doar tu, pe scenă, așa mai departe, și poți să le faci acasă, ei fac copy-paste, iar peste câtva timp o să te trezești cu același. hey, baby, ce faci? Bă, ăsta e în de la mine? Eu, eu și nu. Deci, dacă faci chestia asta, s-ar putea ca unii dintre copii să îmi informația. De aceea te întreb. Ai observat tu vreo... Acum mă gândesc. Ai observat o vreo inițiativă din partea copiilor? Nu neapărat aia de la pe care o da. cu sutien. Pe te. cu toate că... Da, -me <laughs> fică mea e funny. fică mai foarte funny. Îți zâmbește. Nu, face glume. Are, pe bune. Are... Da, nu da. cred, zi o glumă. Da, cum da, măi, cum Ziou... poți facă un copil de patru ani o glumă? Du... Nu... Nu știu, îmi zice Tati, ți-am făcut nu știu ce la nu știu, la geantă sau ceva și eu mă, mă, iau, că eu am în geantă, am o grămadă de, a, o grămadă de chestii am în geantă. dar a, a, și a, pentru tine chestii da, că în geantă. geantă, Așa, și, și a, vede că mă schimb, îmi schimb poziția și fața că trebuie să nu se văd că am tableta așa, în geantă așa. Am și nu am chef să dau bani și după aia am glumit și zis, am glumit, da, <laughs> <laughs> -am, okay, am, am glumit dar acum, acum că tot suntem la bucata asta da, 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 zi, zi, zi. Uh, ce faci? Ce faci? Scuze-mă, păi că trebuie să-mi pregătesc E nu, că ți-am adus un mă Știam Asta e trecut Asta am vrut să-ți trecut Acesta este viitorul Doamne și domnilor Viitorul Să știi că eu te-am judecat după mărimea mea Dacă nu-i bine, rezolvăm uh, Pot Poți să pun sloganul? Pot? Da, te rog Sim, da. No bullshit hoodie wear Fii atent. Și aplauze după aceea. Hudiganurile resetează valorile cu atitudine relaxată. Ce vorbești? Ce vorbești? Mulțumim frumos. Mulțumim frumos. Scuze-mă, cum Poți să dacă... de aici, ah. poți să încerci cu diapazon, e, e, ăsta e momentul în care eu îmi pierd, deci eu primesc un cadou, da? Acum e momentul ăsta, da? da e, îmi pierd eu un sufructul. Te rog frumos să iei asta, să desfaci aceasta. Ia, fii atent. Este, n-ai, inginerul în tine. doar, doar, doar un actor crizat. Joacărul de crizat, că nu ești tu câțiva. Un actor crizat. Stai mă că aici ai cu... E cu... H. Ce vorbești? Că nu a fost alt... Asta e cardul tău de membru. Asta e o boxă. Asta e o boxă care este... Asta e o boxă? Da, da, da. Pui pe masă. Exact, exact. Așa? Da, dacă poți, să, dacă poți să cineva, nu știu dacă merge acum să vedem dacă e încărcată. Dacă nu e încărcată, dacă nu încărcată, o încarci tu. Da. Ia să, să mi venim. pun aia de striptease. Cred că va trebui încărcată totuși. Ah, ba nu, s-a Ia, 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 ia. Fii, atent, fii atent. Ia. <coughs> Bă, eu sper să fie bun. Pentru că este, să... este într-o zonă... Ia vezi. Zici tu? <coughs> nu iartă-mă, e... Zici tu că e... Nu, nu, că avem și mai mari. Iartă-mă. Avem și mai mari. Dar să știi că eu te-am judecat în perspectiva viitorului. Continuăm uh, podcastul nostru. Sigur, puțin strâmtorați la nivel șoldal. Uh, că... Vai, ce bine ți vine! În sfârșit, în sfârșit, în sfârșit o haină care îmi pune în evidență pectoralii. Uh, pune lucruri. Ce bine -ți vine. îți vine. Îți Ia uite, uite, să, stai să, că te arăt asta. Da. Deci acum se ca pune să, pe ca să, înțelegi, ca să înțelegi de ce ți-am luat această... Uh, de ce ți-am luat. Am pus acest, aceste... Dragii mei? Yes! De aici? Hello, hello, hello Bine ați venit la podcast! În cele ce urmează, numai Robin Hood mai poate să fie hood! DJ-ul nostru, direct de la nuntă, chiar aici, pe micul ecran! Și de uiți pe pereți! Băi, bestială chestia Ex cum se aude vinul Extraordinar În contact da. cu alte chestii Dar ce Pe... a fost mișto Ia unde ai o cutie Atenție! Hello! 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 Da, dar ce mișto asta că poți să o prinzi, pe, poți să o prinzi și pe o cască de bicicletă și se transmite prin oase în prin oase. Da. A fi un tată exemplar înseamnă, înseamnă să știi face să taci în momentele <laughs> în care ar trebui să vorbești. Înseamnă a face sacrificii. Dragii mei, cu toate că această cum să-i spun, hood, cum, această geacă, această, nu. Această, acest hanorac. Acest hanorac îmi vine perfect. Sacrificiul pe care îl fac acum, numai adevărat, și tați pot să-l facă. Iubita mea, îți dăruiesc din suflet acest hanora care venea perfect și vreau să-l încerci tu. Încearcă-l tu. Încearcă, tu. Ia încearcă, tu încearcă tu, și spune-ne. Iar acum, pentru că am vorbit despre hanorace, pentru că am vorbit de muzică, pentru că l-am auzit pe domnul Brenciu cântând prin toate... Cântând Bren... frumos! Cântând frumos, nu știu de ce nu se zice chestia asta în această frază. Când modestia, modestia e un apanaj a oamenilor care n-au voce. <laughs> Acum. Așa era, nu? Excelent, îți vine perfect, e bine, mea. bine. Mulțumesc. Cu drag. Un cadou absolut mulțumesc. minunat, vă mulțumesc, dragilor. Să l pup și pe Să-mi zici, să mi zici ce, să mi zici ce mai mai, să mi zici ce mă Ce mărime mă mă mai aduc, bine? Doar una mai, bun, mai, aduc, doar una mai bun, deci una mai mare și atât. Perfect. Am înțeles, bun. Dar eu cred că acum este momentul să punem... Friptura pe masă. Friptura pe masă. După acest, după acest moment, cu siguranță, ăsta, dacă îl faci la nuntă, după moment de stand-up, o să ai toată lumea la picioare. Mm. Ești pregătit? Mm -hmm. Eu nu am cântat piesa asta niciodată. Hai, lasă-mă. Pentru că nu este ușoară. Că, pentru că nu știu versurile. <laughs> am lălăit-o, <laughs> da. știam <laughs> versurile de la, 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 Dar eu cred că alături de tine Te putem rog. face istorie. Ia, hai să vedem. Poftim. Ia, astea? <coughs> <coughs> ah! Să ți pui căștile chiar pe nas acum Și să te întrebi dacă ești pe bun drumul bun E, yeah. eu, eu, aha, 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 Eu, eu pot să cânt în varianta mea, să știi Te rog Și doi drumul sări. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize this snap snap. <laughs> <laughs> it lasted so long, even my mama think my mind. Then my okay. mind is going, but I never cross the man to change, deserve it. <laughs> Maybe treat it like a punk, you know that's not heard of. Huh? You better watch how you're talking and where you're walking. Are you homies, my? A I really hate the trip, but I gotta know. Everything must be my soul in a piece of smoke. I'm a kind of educator with money on my mind, got my 10 in my head and a grin in my heart. <laughs> <laughs> Tell me why are we so blind? so blind to see? I want your voice out. The number one are you, you and me. Everybody, been spawning most monster life, living in, in a gangster's paradise. Come on, Kim's been spawning. Monster life, living in a gangster paradise. Been spending most life, living in a gangster paradise. One more time, be spending monster. life bit of a bit Power a bit of money and of Everybody's running, but, but half I don't of know what's going on in the kitchen. But I don't know what's cooking. <laughs> they don't say, Gotta learn it. They don't teach me. They say, Can understand, but how, how can they reach me? me? I guess, I guess they, they can. I guess they won't. I guess they're wrong. That's my problem that I'm looking for. Yeah. I oh, I did. Gotta punch, punch. Woo! I'm Asta, a fost. Acesta a, a fost, Acest a a fost, a fost. necunoscut. Mamă, era să-mi pistolul de la, <coughs> la el, la anul ăsta. <coughs> Fucking <coughs> shit, m a luat, m-a luat cartierul. Oie, oh, yeah. oh, yeah. M-a luat cartierul. <coughs> <coughs> Mamă, era să-mi un ceacu. <coughs> ai, 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 ai. <coughs> <coughs> Dumnezeule mare. Era prin 90. Ce vorbești? Era prin 90. Eu am ascultat piesa asta în prima difuzare pe, pe Viva. Video, video. Viva, Viva. Viva era un post de muzică nemțesc. Ah, știu, mi aduc aminte. Și era mega mega cool. Da, cool, eu a murit am. A am murit. am. A murit, a, murit, acum, murit acum de curând. După România au talent, a urmat apariții la Ai umor. <coughs> da dar mult după când a fost după n-a fost, -a fost la un an ani. după doi ani după, du după... Eu după știi, știi de ce Ca să m -am mai întrebat a. de ce într-un clip sunt în prima parte că după dubar am Da aia da, nu da, mai da, sunt. da da Am fost la România Talent după aia anul următor eu am plecat uh, din grup Da m-am mutat la București noi am participat la un maraton de stand-up care se făcea pentru conosări în perioada aia, în, când în țara nu prea se știau de chestii de astea, Correct. unde m-am întâlnit cu Radu Isac cu care, uh, care, era un alt uh, grup de stand up de deci din București care se cheamă Aristocrații uh -huh. și ne-am avut o afinitate unul pentru altul și uh, s el, el, el s-a, certat, s-a certat cu colegii lui de trupă, care după aia au devenit colegii mei <laughs> de la trupă, dar s-au certat atunci și, uh, și Sunt m-a sunat. prietenului meu? <laughs> da, nu, ne-am bine. Da. Și m-a sunat și mi-a zis, bă, ai la București să facem show împreună. Eu am zis, mamă, ce tare, că tot îmi doream să vin. Eu am vrut de enorm să vin la București, m-am tot lăsat uh, in De ce n-ai venit? Pentru că aici nu era nimic sigur? Sau nu, nu pentru, că, pentru că am uh, depins foarte mult de... Uh, am depins. Am... Timișoara. De Timișoara, de colegul meu de trupă pe care încercam să-l conving să vină și el zicea uh, mai stăm un an că nu avem bani de chirie și am fost ah, it makes sense că să nu mergem să dormim în gară cum am vrut eu. <hânt> și după aia am... Uh, după aia am fost așa, la un... tot am tras de el, el și găsise alt motiv să rămână, un altul decât bani de chirie și am zis, băi, momentul acum să face the truth. Și And now... Da. Ne, vom... ne am despărțit dacă a două gagici, ne-am văzut jos în fața blocului, am zis, eu plec, dacă vrei să vii cu mine, vino. El a zis, nu. Eu am zis, pa, ne auzim și cam aia a fost. Chestia. Mm-hmm. Casa impresia de Să continuăm... Uh mult mai spectaculos, era eram lângă, eam, eam lângă un polo roșu. Ah, iartă-mă, iartă-mă. E, e și, și color, mișto. Și tot, toată... după, după aia, am ce s-a întâmplat, am, am tot încercat să facem o producție și ne-am ne -am întâlnit cu un băiat Zoltan care era ceva șef la Viacom care Viacom avea o Comedy Central. i am prezentat proiectul. eu plăcut care... proiectul Uh, noi am vrut să facem într-un fel. Ei au zis că deocamdată nu se poate trebuie să facem un sezon, cum zic ei, și Aha. după aia sezonul 2 se face în regimul în care da, vrem noi. Da. Și ai și o emisiune care nu era nici ce am vrut, nici ce ar vrut. Ei. Am înțeles. Deci a ieșit așa o treabă, știi? Da, Maria, fimea mijlocie, s-a uitat de multe ori la voi. Da? E fană foarte mare și Andrei e fană foarte mare de, de... Și din când în când eu. Dar eu, eu am o problemă. Când, nu -am spus când ajungi la bucătărie și schimb canalul. Iar vă uitați la ăștia! Comedia lor cu tot. Cam as you are. Eu nu știam că. Deci tu... Da. Eu știam Să știi că uneori se întâmplă când Analizezi prea mult... Corect. O glumă. Și te pierzi în măruntai Da, te pierzi în... Eu acum, spre exemplu, nu mai pot să mă bucur de stena. Mi se pare... Asta este un lucru trist pe care... cum îți absolut convins că nici nu poți să te bucuri de muzică la modul în care te bucurai în adevărat, 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 da. Dar că... câteodată, aici tu nu poți să faci chestia asta. Eu așa. pot să apreciez, fii atent, eu pot Zici. să apreciez foarte mult o bucată și pot să mă uit la ea de 20 de ori. Doar că eu nu mai pot bucura cu ochii unui om care consumă stand-up de dragul. Dacă este Am În momentul în care te apropii de mecanism și înțelegi cum funcționează, nu mai poți să te bucuri de mecanismul ăla. Dar poți să-l stăpânești, adică poți să încerci să-l înveți să-l stăpânești. Hai atunci. să spun de ce cred că nu mai este plăcerea primordială, să-i spunem așa. Pentru că tu pregătești poanta, o, o șlefuiești, eu pregătesc melodia, o șlefuiesc. Noi suntem după 10-20 de repetiții. După Dar nu vorbim andere... despre ale noastre. Stai, stai, stai. Eu, eu vorbesc despre alea, a, a, a ale tora. altora. Deci a. Eu dacă mă duc la un show de stand-up... Foarte rar râd. Foarte rar. Bune. Foarte rar. Dar știi de ce? Mm. Pentru că în tot parcursul ăla mă uit și mă gândesc, mamă, cât de tare e asta. Mm. Fac, și cum, cum să gândesc, mm. mamă, cum construit o construit-o. Adică mă fascinează. Pe de altă parte, unde mi se pare dubios, este dacă văd un comediant și se duce exact unde am intuit eu la prima mână că se duce, îți dezamăgit un pic. Că nu, că îl văd, adică eu îl, îl, văd cu o frază înainte. Tu nu mai poți fi un spectator tu nu mai normal. Poți să, da. Adică să, și eu. Pot asta, pot să fac asta doar dacă sunt alterat. Deci dacă sunt alterat, dacă, dacă sunt, am mai zis a treia oară alterat, am vrut să dau și exemple, dar după aia m-am oprit. am <laughs> atunci, atunci, cumva moare... Uh, moare directorul de programe, știi? <laughs> da, și atunci da, da. ne uităm la ce este. Da. Și atunci pare așa și atunci râd. Și atunci e... dacă e bun ceva râd. Ai sau... o minte foarte lucidă și nu poate să nu fie puțin intransigentă la, la partea asta. Trebuie să... Practic tu privești pe ăla șlefuindu-te pe tine. Tu privești pe ăla, băi... Păi da, eu nu judec așa. pe el. Hai să zicem, da, o chestie. Noi avem o poantă. Noi aveam o poantă. When light to go and smooth banana De la... nu, wow, uh, mă, cum începea? Ua, mă, mi-a auzit o chestie... zi, zi! Da, dar să nu uiți! Cum era cu banana? Stai, stai, stai! When I come, I... Nu, 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 înainte de asta! Close your eyes, close the door I don't take it anymore I'll be your baby tonight <laughs> Și după to aceea s-a oprat atunci, m-am gândit, eee-o! 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 Izade, 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 wo, wo, wo. o piesă Daylight come and we wanna go home. Și după aceea scoteam o banană și o mâncam. I like to eat a small banana. Daylight come and we wanna go home. I try to see it's not fun. Și ce mai departe. Și mă duc în Cuba. Fac roșu în la Tropicana, mă duc la Tropicana în al doilea rând. Ia. Yeah. Adică eu eram omul... Asta se întâmpla în urmă cu vreo 11 ani. Vreau să văd ce se întâmplă, pentru că poate sunt niște elemente pe care eu pot să le duc. Pentru că asta e inspirația. Tu te uiți la unul, la altul, să le iei și să le pui la tine în spectacol, să îl faci mai bine. Să, să le... să te inspiri, nu să le plagezi. Nu, uh, în comedie e uh, când cineva are o premisă și nu se duce unde se duce creierul tău, e o bucată pe care poți să scrii și atunci poți să-ți deschideți o ușă. Categorii, categorii. Și muzică, exact muzica, la fel. Okay. Și ce crezi? Vă trei oameni venind pe scenă, făcând unul eeeo, tot publicul eeeo, și începe Daylight like coming, we wanna go home. Nu-l pot acuza că l-a să la mine. N-are cum. N-are cum. Și după aceea zic, băi, fantastic. Sunt, se poate întâmpla ca poanta ta sau melodia mea să se nască în același timp în două locuri diferite, da. diametral opuse. Exact ca și ăia când cum? au o idee. Exact. Mi-am avut ideea asta, nu mai știu. Da, numai că dacă da, Corect, corect, un... dar, Exact cum a avut ăla cu stilou, Penescu și au avut alții. Știi că e sau stilou, cu penicilină. Sau cu penicilina, exact. Dar există tot. modalitatea asta. Nu știm mai cu ei. Niciodată. <laughs> um, Chiar dacă a fost doar un singur sezon, deocamdată, Strada Speranței a adus pentru prima dată în fața publicului. N -au, nu l-au dat pe al doi? Nu, dat încă doi. nu. Stil mortu cam. Strada Speranței a adus în fața publicului un actor la care. Vreau să. Acum pot să spun pe Șleau? Te rog. Cine e? în rolul Matache? Păi Pârcălab. Eu. Păi actor? Deci ca mine, dai actor? Pârcălab? Băi, o să fii surprins. Da, da, eu. Toma Necrediciosul. Da, da. Păi o să vezi la premieră. Eu cred că acolo am plecat de la premieră bucuros pentru faptul că te-am descoperit pe tine. Deci, okay. practic, Problema noastră care e? Noi avem mai multe, apropo de, 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 de tonul vocital și de urechea muzicală pe care le ai. Uh, tot, tot contextele astea sunt neapărat în viața noastră făcute ca să ne descopere. Le refuzăm. Refuzăm un casting, refuzăm un rol, refuzăm ceva. Nu, refuz nu te descoperi. Nu, nu trebuie să refuzi nimic. Eu nu refuz nimic, tati. Bun. Acum... nu și botezul uneori, dar... <laughs> Acum aș vrea să spun că există Există o secvență pe care am văzut-o mm. De dimineață, mi-a dat-o nevastă mea mm. La care Am râs Pentru că Nu o văzusem la momentul potrivit Și când am văzut-o Am zis, mamă, nebunul A făcut-o, deci Eu Secvența e se următoare și... Merge Tantismaranda Tantismaranda sunt eu vecinul Nelu, am venit să văd dacă vindeți casa. <laughs> deci, uite de la tine. Uite, uite, uite. Iață, pe față, flutura mea steagul. flutura <laughs> mea steagul. Probabil că te-ai interesat. Deci, probabil că, probabil că mintea ta a cerut și un stop cadru. Iată-l. <laughs> Trebuie să-mi dai și mie asta, te rog uh, uh, Uite ce uh, uh, Le iei din podcast, nu mă interesează de ce vrei tu Deci e uh... Nu, că nu că... este... este... Băi, eu, eu cred că acest podcast e un fel de troc Îți dau ceva, no. îmi dai ceva <laughs> Îți dau ceva, îmi dai ceva uh, Deci, deci asta, asta, tre asta este Senzațională Doamne și domnilor, ghiciți invitatul De la acest podcast <laughs> Asta cu apă și ne. Deci, asta nu știu când. Și azi... la față, în direct! <laughs> <laughs> oh, leu, da, da, Una peste alta vreau să spun că a fost o experiență Uci și nervos, asta ar fi titlul <laughs> Uci nervos, numai că în timp ce discutam noi Un prieten de-al tău Așa. și un foarte bun prieten de-al meu Aoleu stai un pic, că deja l-ai situat mai aproape de tine Păi da, eu îl cunosc de mai mult timp. No, ok, scuze-mă. Tu fiind mai tinerel. Ce vorbești? Mai frumușel, mai subțirel. Hai, termină. <laughs> mai mm. George Clonulel. Mm. O să-i dau play. Te rog. Îl văd în același moment ca și tine. Acum l-am primit, da? Și îți mulțumesc foarte mult, dragul meu, pentru asta. Atenție, sper să meargă și tot. Urmează să fac un laudaciu pentru Sorin Pârcălab. Îmi face mare plăcere acest lucru. Este unul dintre comedianții mei preferați. Spiritul umoristic, observația fină și energia pozitivă pe care le arată în reprezentațiile sale fac din Sorin Pârcălab unul dintre actorii de top a acestui gen. El depășind limita confortabilă a glumei crude, deseori triviale sau corozive specifice stand-up-ului, și uh, se instalează fără niciun fel de problemă în uh, teritoriul umorului sofisticat, uh, rafinat, cerebral chiar. Aș vrea să subliniez și talentul de actor al lui Am lucrat împreună la discretul serial Strada Speranței. Serial. Uh, acolo a jucat uh, impecabil uh, rolul unui soț ratat, a unui stand-up ratat, uh, unui om care este urmărit mereu de ghinion și o face cu mare talent. El așadar poate juca fără niciun fel de probleme și pe textele altora, numai, nu numai pe textele scrise de el însuși. Lucru pe care mulți stand up cred că îl pot face, dar de fapt nu sunt în stare de asta. Sorin, te salut și te îmbrățișez. Speturin. Și prin intermediul acestui podcast, dacă Horia Brânciu este lângă tine, salută-l și pe el. Podcasturile lui sunt în general OK. De data asta are șansa să facă în sfârșit unul bun. Unul bun. <laughs> Știți, voi aveți ceva în comun. Tu cu Horia. Nu, nu e Uf. nici talentul, nu e nici vocea, nu este nici umorul. Voi doi aveți în comun numărul mare de copii pe care îi dețineți. Tu trei, voria, patru. Deci sunteți doi tați de mare succes și vă felicit și pentru asta. Cam atât am avut de spus. Mă opresc aici, nu mai am timp pentru că trebuie să fac un laudațiu și pentru Natanticu. M-a rugat Gojira. Urmează să apară la podcastul ul lui Gojira, și sau la viața satului. Nu mai știu unde o să peste tot. Mă doresc un podcast de mare succes. Toate bune. Mulțumim frumos, Tony. O să i scriu, o să scriu <laughs> foarte. O să o să i scriu. Sunt, sunt, foarte măgulit de Toni și să uh, știi că sunt foarte, și foarte recunoscător uh, pentru faptul că m-ai invitat. De ce? Uh, era, de ce? era, un lucru normal pe care trebuia să-l fac. Nu, pentru că... Știu de când erai tânăr, mă, de nu avea hmm. acest stiu și nu uitam la tine, știi? Și trăiai cu trăiai, erai în casa noastră, asta era... În ce, an, în ce, an, ai văzut prima dată la televizor fața mea? When I was 17. Nu, no, mă, nu, mă, trebuie să... Era teleurobingo, mă. Era bingo, robingo, da. Bingo? Era robingo. Robingo îi zicea. Deci a fost prima dată când uh, cuvântul cu bingo... a mascota, mă, cu mascota. Da, că eram... Bă, deci ne uitam, mama era... Știi cum era mama să uita pe tine? Pff. acolo era. Și noi ne uitam toți că... Da, era... Eu am făcut ce faci tu. Ce? Uh, și îți dau altă... Un insight mm. din... Uh, eu, prima dată zis, nu, ești prezentator, vezi că astea sunt niște întrebări, le adresezi și e o chestie foarte serioasă. Nu devia de la subiect. Și vrei să fii... Timpul... Uh, da. înseamnă foarte mult. Cine am fi Zambila în brânză? Ion! Margareta! Perfect! Bun, traseu Bun, Nu că făceam eu așa. Well, look at... Și după ce am intrat de vreo două ori cântând, ce mai faci? zice mi minte și acum am intrat I just call Și n-aveam uh, pian, n-aveam niciun fel Eram singur acapela într-un platou sordid Se uh, sector, Sectorul 1 platou 1 de la TVR I just call to say I love you Bună seara, bine ați venit la Robingo Bun. A doua zi luni, un telefon Vină la domnul director <laughs> Mă duc frumos la domnul da director Dar vezi cum intri <laughs> Cu capul înainte de... Ia loc, uh, Ce-ai făcut ieri seara? Păi am prezentat. Băi, Horia, nu mai cânta. Băi, nu mai cânta. E un, e un de întrebări, quiz. Ăsta e, quiz, întrebări. Nu mai cânta. Și atunci mi-am dat seama că, practic, eu trebuie să mă înfrâng pe ăla care vrea mai mult și vrea... Pentru că eu vreau ce vrei tu. Eu vreau atmosfera aia din prima, uh, prima perioadă de la nunta la care s-a terminat cu soacra mare. Da. Euforia aia Pentru că dacă, dacă euforia există, dacă aplauzele există, dacă rânsătele sunt bune, dacă toată lumea aplaudă și se bucură, ea, misiunea mea e, e atinsă. Da. Din păcate, nu merge de fiecare dată așa. Și trebuie neapărat să forcezi limitele, ceea ce ai făcut și tu, după cum și domnul Toni. Mulțumim, domnul Toni pentru cuvintele noastre. Și asta vreau să spun că, la fel, foarte, foarte recunoscător pentru laudacio de la domnul Toni, pentru că eu am, eu am urmărit, fiind uh, pasionat de comedie, am urmărit absolut uh, absolut tot. tot, tot La tot ce puteam să am acces conform vârstei. Dar tu nu ai avut am... acces în 2000, mă? La ce ai avut acces păi în 2000? Nu, de nu prea aveam. De, păi, și atunci, de ce vrei să faci tu comedie? La ce, de, de la ce te-ai inspirat? Nu, fi atent. În 97 uh, erau și circulau niște casete cu vacanța mare. Vacanța mare mai apărea pe la televizor. Do -o do -o Octavian Dumitru. Corect. Așa. Și în rest erau uh, celebrele Atât. reluări din anii 70 cu Toma Caragiu, cu așa, scenete și, mai, și în anii ea, în anii 90 încă se mai făcea comedie complete, sketchuri. Da, da, da. Și mai vedeam de ăștia. Deci mi-a plăcut foarte mult, uh, mi se părea nice, mi se părea interesant cum... Uh, se construiește o glumă. Da, cum se construiește o glumă. Deci uh, încoace către 2000 deja s-a născut ideea, pentru că eu, din 97 am avut grup de comedie până în 2000 grup. Acum îți imaginează -ți că nu ne vedeam săptămânal. Aveam și noi proiectul Ziua Școlii. Gata, cu o lună înainte de Ziua Școlii, repetiție, scris, jucăm, tu vii, zici așa. Da, 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 da. da. Na, adică nu era. că nu aveai unde să faci atâta. Și plus că nu. în perioada aia erau, erau baruri, dar nu erau nu erau și atunci. Iar să te duci undeva la un uh, spectacol de glumă, într adevăr, doar vacanța mare era un da. eveniment. Și, și divertis. Eu, eu eram și legat de glie în Marghita, că nu venea divertisul la Marghita. Da, da, aveam mașini era cu ban pe Și era Timișoara, Cluj, da, adică da, ei da. erau într o zonă un pic mai elitistă, Era. O... Vacanța mare a fost o O singură dată a fost vacanța mare, în drum spre. <laughs> și când se punea spectacol cu vacanța mare în oraș nu, se nu să luau banii la bilete decât la intrare pentru că s-ar putea să nu aibă chef să facă și ăsta. Și atunci nu-l făceau și mergeau la ora de direct. Și atunci puneau ăsta așa, să anunțau oameni că vor și oamenii erau, bă, să țin, să ține, hai la Casa de cultură. Și mergea la Casa de cultură și la un fix cor înainte, tot orașul voia că, bă, nu să ține. Gata, nu se mai ține. Și toată lumea era, bă, băga mi-aș piciorul, dar nu putem să stăm și noi în orade, hai să ne mutăm. Nu ne mutăm. Comics Club are plăcerea să vi prezinte pe Tom Alexandru, Cristi Popescu, Sergiu Floroia și Sorin Pârcăla. Asta e formula de succes pe care... Formula pe care... Nu, știi care e la noi succesul a fost? Tipii ăștia trei sunt greu de înghițit? părând... Nu, nu, dar, totodată. și digestia e, sunt oameni inteligenți, sunt oameni fiecare cu apăsările lui, fiecare cu piticii lui, fiecare cu viziunea lui asupra vieții, adică e... Într-un interviu dat de toți patru, a. la întrebarea cum ai... Asta mi-a plăcut. restul <laughs> Cum ai dori să-și amintească posteritatea de tine? A. Au venit aceste răspunsuri. Toma, Alexandru, a răspuns ca un individ cu o privire de ansamblu, și la propriu și la figurat. A. Cristi Popescu zice așa. Ăla de a fost la Edno TV. Așa. Sergiu Floraia zice: Ăla de seamănă cu ăla, zice să-i zic. Uh, Frankfurt, de la, Frankfurt de la vacanța mare. Așa. <laughs> Și tu zici așa. Cum să-și amintească posteritatea de tine? Nu era la ea 4. Ok. Ăsta <laughs> a fost răspunsul okay. tău. Apropo de chestia pe care a zis-o Cristi la Edno TV, când am discutat cu Andreea, uite, o să vină Sorin și o să... A, dar stai să spun de Cristi. Ce să-mi spui de Cristi? Cum a fost la Edno TV? Și Cristi mi-a spus că s-a dus la Edno TV la Revelion și a început să facă glume. Nu, nu, nu a fost la Revelion. de unde a fost? Noi, când eram în, în trupa aristocrații de New Class, s-au despărțit cum îl cheamă, uh, Radu de Toma și Sergiu la un așa. moment dat, și am venit eu de la Timișoara să mă a lipesc cu Radu să facem Aristocrații de New Class, de împreună cu Cristi Popescu, mm. uh, Raul Geba, așa, și Andi Daniliuc. Și uh, ne-am gândit noi uh, ce-ar fi să ne promovăm altfel. Și atunci am început niște. am avut niște din astea, hai să trolăm niște emisiuni. Și am zis, mergem și facem stand-up în cele mai nepotrivite nu locuri. Cred, Serios. Nu cred. Serios. Nu și cred atunci așa. a fost, da, și prima dată s-a întâmplat chestia asta. Să, eu am făcut un clip la Unirii în care uh, aveam o cortină, și la. Când, adică am, am, am fost în audiență la primărie să cerem uh, derogare și să avem aprobare, să, să filmăm pe stradă. La trecerea de pieton, la Unirii, când se făcea roșu, eu veneam din spatele unei gherete și din spatele altei gherete veneau unii cu o cortină, puneau cortina pe stradă cu microfon amplificat. Și eu ziceam, bună ziua, sunteți în timpul în show de stand -up. Până să face verde, eu am un minut jumate să vă fac să râdeți. Și începeam să turui glume. Toată lumea fugeau. Bă, deci fugeau oamenii, au fugit toți. Și nu, nu n am reușit să-i ținem, să ducem proiectul la capăt. Că proiectul era, eu îi fac să râdă într-un minut jumate. Când era asta în ce an? 2011, 2012, 2012 acolo, 2012. de James Corbin. Ce? Făcut stand-up pe stradă? Extraordinar. Da, e filmarea până net. Fii atent aici. E filmarea până James Corbin a făcut Așa. chestia asta, l mm. la stop, -o prea și băga seturi pe linia pe, pe zebră da. și făcea cu Harry Styles, cu toți ăștia, veneau, chiar s-au dezbrăcat și băceau prea o mașină, cât stăteau, sau uitau. Dar și cu, știi, trupa BTS? Nu. Eh, cu tot felul de artiști care veneau pe stradă, cântau și după aceea se face roșu și toți plecau. Luau seturi întregi și plecau. Dar tu ai făcut-o înainte de el, formidabil. Mm, nu știu Extraordinar! În 2012. Extraordinar! Și după aia, când am văzut că nu reușim să-i ținem pe oameni acolo, m-am retras și am stat cu spatele la bancă, vis-a-vis <laughs> -vis de unii, și am început să zic glume neant, nu era nimeni. Și eu doar ziceam glume și la un moment dat s-au agățat doi, s-au oprit să vadă, să uitau așa la mine în ochi. Și eu le ziceam glume lor și după aia, la un dat, e, să vedem filmare, un perete de. E un prete de vreo 80-100 de oameni care stau și aveam un bit care se repeta și le ziceam oameni din când în când, dacă recunoașteți gluma, să că o să le auziți din nou iară, că n-am... <laughs> și erau calupuri de oameni care veneau să opreau, stăteau, plecau. Când, să te, când auzeau din nou prima glumă la care or asistat ei, se duceau. Extraordinar. Da, a fost foarte, foarte tare. Asta făceai tu. Da. Dar Cristi s-a dus la Edno. Cristi, pe păi din ciclul ăsta de hai să facem stand-up unde nu se face. Așa? <laughs> Am vorbit la Etno TV să meargă cineva să facă stand-up într-o emisiune de folclor și am vorbit la Trinitas unde trebuia să meargă, unde trebuia să meargă Isaac. Și oamenii nu știu asta, deci o, oamenii foarte mulți când, când a bubuit bucata lui Cristi aveau impresia că e doar un terminat care face stand-up și ha 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 ce terminat e ăsta că face stand-up, du-te dracu ce prost Bine. E. Bine. Și nu eram pătroleală, deci nu eram. Am înțeles, da? Și deci, atunci Cristi acum... s-a dus. Cristi s-a dus acolo și a doua zi trebuia să meargă Radu la Trinitas. Și, și ea de la Trinitas, că nu știu ce se întâmplă, doar că ăsta zicea că e un fel de spectacol teatru nou și cu tinerii și cu așa. Și oamenii foarte deschiși la Trinitas un timp. <laughs> deci, stai, 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 stai. Așa, și au Dar... fost da, 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 da. Eu am vrut să merg cu Radu la Trinitas, că eu am vrut să văd ce se întâmplă, am vreau să văd asta. Noi am și încercat să o ducem într-o zonă de live, să nu se poată schimba lucrurile, nu te duci la bravo, înregistrare. Bravo, am și am întâi... zis, băi, o dăm pe live, că dacă e live, se difuzează măcar, știm că rămâne... Ce, ce zice da, da, difuzat, da, da, da. Și în drum, ce mer în drum, în timp ce mergea radu către. Um, Trinitas, lor sunat de la redacție și ui să nu mai vină. Ah, ce păcat. Și ei da de ce? Păi că am văzut ce înseamnă stand-up, că nu știu ce și am fost. Da, omul e pe drum, are glume decente, nu așa. Nu, 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 nu. Și... Regret că nu s-a întâmplat fost asta. și noi, și noi. Dacă mă contactai pe mine să vorbesc mm. la Trinitas... Poate găseam o, un nu știu, un om mai împăcitor. Nu știu, dar nu te știam atunci. Și dacă te sunam și ziceam salut, eu ăsta erai, da, mă, bine. Acum îmi dau seama mm. Și mă bucur că am discutat despre chestia asta da. Pentru că m-ai iluminat M-ai iluminat mm -hmm. Acum îmi dau seama de ce s-a întâmplat asta Pentru că toți au tras concluzia Uite-l și pe ăsta care face glume Dar uite și pe ea că nu se prind asta Care a fost... e cea mai frumoasă Cum, cum zicea Cristi? Care e femeia nu știu ce soacra La care ceilalți cântăreții populari Așezați de stânga și ah, da, 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 da Știți ce s-a întâmplat, nu? Da. A, știți? E, da, bravo. Da. da, foarte bine. A știu fost v extraordinar. Doamne, râdeam cu lacrimi. Da. Am râs cu lacrimi când l-am văzut acolo și era... A, pentru pentru uh, cei interesați, filmarea este mm. încă pe YouTube. Dar ce este tare, că filmarea a fost pe YouTube de foarte mult timp, n-a bubuit până când l am dat cineva, a dat de ea, și-a postat-o pe nu știu ce grup și acolo a bubuit iar. Dar a bubuit din nou. Nimeni nu și-a dat seama că e troll. Că noi, de fapt, nu eram... Noi eram acolo undercover și că noi încercam exact, să încercam să mișcăm, să măcar să, să... Uite, mi e un rând. lucru bun pentru că se întreabă tinerii care vor să cânte, care vor să facă glume, care, da. care vor să se afilme în vor. general. Ce fac? Uite, o idee foarte bună. Cine ajunge la Trinitas să ne informeze și pe noi. Nu, no, acum fac, fac. Acum stand-up-ul este pus pe orice, men. Da, deci correct, orice... Bravo. În, când, când noi nu știam să facem glume foarte bine... Toată lumea zicea, stand-up-ul e o mizerie, e vulgar, e, nu are sens, nu. Așa. Și după ce stand up o bubuit, oh, toată lumea face stand-up. Toată lumea e stand-up bisericesc, stand-up religios, stand-up ortodox, stand-up părintele care face stand-up. Nu e părintele care face stand-up, este părintele care. Tu ai văzut este... un părinte care face stand-up? Da. Este la Sibiu un părinte pe care l-am cunoscut, un preot pe care l-am cunoscut. În alt concurs de jurări. Nu, nu, așa. Eu îl știam, îl știam înainte să fie mm -hmm. um, înclinat spre stand-up. Nu, înainte să fie celebru. Aha. Îl știam înainte. Cine a fost preot, ăsta, A fost preot la Cristian. Părintele Necula, băi, și tu știi cum am vrut să zic Necula, dar ai totuși. Părintele, părintele Necula. Necula. Termenul stand-up este abuzat un pic în, pentru că este catchy. Mm -hmm. Și atunci dacă vrei să ai un mesaj, spre exemplu, către tineri, da? vii din zona re religioasă și ai un mesaj către tineri, dacă aud că e popa care le zice ceva, hai, du-te, pleacă de aici. Sau... Dar dacă preotul face stand-up ia să văd, ce stand-up Am... face da. asta? Dar ce vreau să zic este că este, acest, este folosit acest, este luat numele stand-up-ului în deșert. Dacă îmi permit să zic <laughs> așa. Asta e mișto <laughs> Bine să că dincolo de stand-up-ul Care poate fi sau nu luat în desert mm -hmm. Sportul tău preferat e schiu Da Mai mult povestit povestitul despre da. <laughs> Băi, de ce nu-ți place schiu? au făcut o farsă? De ce nu-ți place schiu? De ce nu-mi place schiatul? Nu schiat da. Pentru că genunchiul drept? Ce la genunchiul drept? Mi s-a întors așa odată? În timpul în timp ce mă Da, în timp, ce, în, în timp ce mă schiam. Păi stai, de ce? cum s-a întors așa? Adică... Am mers la un moment dat la uh, un munte, cum se întâmplă, uneori mai merge iarna. Și era, nu era munte, era poale. Hai să luăm așa, era... În ușor. Așa. Și am mers să închiriem la... Uh, uh, stai, când... Arieșeni. Așa. Și la Arieșeni am mers să închiriem ce era unii acolo, care avea echipamentul, cred că de în 75 era echipamentul, dar niște schiuri. Cu, cu clapetă, probabil. Cu arcuri ai, pe spate. Ai, ai, fight, așa. Și Mitologice. mi au dat clăparii aia așa, și eu să-mi iau schiuri, cum natul meu zicea, trebuie să înveți să schiezi, trebuie să înveți să schiezi. Și -a zis, bă, dacă e luptul să înveți. Nu pot. Eu Dar, eu, sunt mai prost. <laughs> Așa că m-am suit pe schiurile alea, neștiind că trebuie reglate la greutate, la nu știu ce, ca să sară din picior. Că îmi pe omul care le închiria, mi-l strâns pe picioare, să nu-și pierdă schiurile, zăi seama. Când dacă pică omul, nu să duc schiurile, așa să duc schiurile unde caut el schiul ăla, dormea poate închiria după aia. Pădure, mai bine păi, și ursul. Și în timp ce mergeam eu, la un dat, mi-am seama că piciorul trebuie să duce mai în dreapta decât stângul. L-ai <laughs> pierdut de -am sub și, Nu știam să-l bag înapoi sub mine și. La un dat, era să dau într-o tante care era cu un copil și am zis: Ce vină are tantea? Așa că m-am aruncat pe spate. Ai. Timp ce m-am aruncat pe spate, genunchiul meu s-a torsionat Ai și schiul de. mi a rămas pe undeva așa. Și mi-am. și mi, mi s-a umflat piciorul instantaneu. Schiul și am zis: Bă, mi frumos. <laughs> am văzut. Super. E pus... super. Și... E super. E super. nu mai fac capăt. nici... Super. Ai pus capăt. Da, da am zis, gata, mersi. Săniuță? Nimic. De -am, mai, am, de, am, am de zile n-am mai, am de, an, de zile n-am mai făcut absolut nimic cap uh, direcția sporturilor de iarnă. E, nu? nu. Iubita ta ți-a făcut un cadou. Și după aia, după aia mi-am luat placă. După aia mi-am luat placă și am Ai placă acum? Am placă, mă dau cu placă acum. Cu două piciorușe. Cu două piciorușe legate. Știi de ce? De Pentru ce? că atunci când îți legat unul de alta cu o scândură, nu pleacă unul în dreapta. Hai, lasă-mă. <laughs> Le țin pe amândouă, sunt ce control. Ce vorbești. Under control. Și am și învățat să mă dau cu placa, că nu merg... Sunt oameni care merg cu placa că scul. Cool. Și atunci să duc grapă pe pârtie și strică toată pârtia. Ai un ceva împotriva asta Spune-le Da, direct. Mie nu, mie nu-mi plac, nu plac oamenii care nu știu să dea cu placa. E greu să înveți, e foarte greu să înveți. E Eu foarte am... greu să înveți cu placa? Mă da. Că e greu să înveți. Păi ești și învățat cu instructor. Păi cu instructor să învață. Păi și Dar dacă îmi dai în momentul două în trei care, indicații în să momentul dau cu placa, care, care, nu Știi, știi care e singura chestie? Ah. Adică două indicații să dai cu placa. Zi. Prima chestie este niciodată nu stai pe placă așa, stai pe un cant. Mm. Calaschi. Okay. Okay. Aia e prima chestie. Deci îți alegi un cant pe care stai. Doi, te lași tot timpul pe față, chiar dacă pare contraintuitiv, tu trebuie să fii aplecat pe piciorul din față ca să meargă placa. Ca să o cază în fund sau cum? Bă, dacă stai pe spate, îți fuge placa de sub tine. Corect. Deci trebuie să te lași pe față, pe piciorul cu care mergi tu pe gheață, deci, cum ar fi. Cantu așa și deci așa... tu dacă te-ai dat pe gheață, fără nimica, doar te-ai dat pe gheață, ai un instinctiv, pui un picior în față. Și cum să fie puțin așa. Și ăla ai piciorul. Am înțeles. Și exact ai poziția ăla e piciorul, ai poziția ca și cum te ai dat pe gheață, alegi cantul față sau spate, ții mâinile așa. Aici, aici, așa. Asta e pentru început, ah. ca să înțelegi cum merge treaba, ah, da? Balanța e Da. Și te uiți în direcția aia. Când vrei să mergi în altă direcție, întorci de umeri. Normal se vor întoarce și bazinul să întoarce în bucata aia, ai o mică bucată în care placa să lipește până schimb cantul. Aia e singura chestie pe care te trebuie să o înveți. Când se schimbă cantul din față în spate. Dacă merg... din, 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 picioare, din glezne, din, din glezne și genunchi. Din... Nu? Nu, faci o curbă mare, ai fix un moment în care o forțezi din spate în față, când te întorci. Și o forțezi singur pentru că ambele picioare contribuie la chestia asta. Da, da. Dar nu e, deci nu e atât de greu. Dacă, e, dacă, dacă ar fi un om să-ți arate să-ți explice pe asta cum funcționează. Deci tu mergi așa, așa, și când ești aici, trebuie să pui placa aproape jos și să-i schimbi cantul ca să te lași pe față acum. Dar e o chestie doar... Oare și acum atunci... și la schi, două schiuri faci la fel că... Exact aceeași chestie, Am numai feluț. că ești o, un, schimare. Un schimare. Dar uh, recomand cu tărie, dacă vrei să te apuci de placă, să mergi cu cineva, că nu o să poți să te ridici. E foarte, e foarte greu să te ridici. Trebuie să te pui în patru la B și să că te împingi. Noi doi... Eu te-am ridicat pe tine, dar tot te-ai ridicat, să e singură. Dacă păi știi... unii oameni pot să ridice, nu știu dacă știi. Dar trebuie să nu ai burtică. <laughs> Când ai burtică. Întrăbim aici podcastul nostru. Horea. horea. A, deci da, am înțeles. Dar uite, din uite. patru labe. Din patru labe te pui în patru labe, te împingi și te ridici pe alea din față și o iei la vale. Dar asta e un timp. După aia înveți să mergi cu ăsta, pui un picior, te dai, legi în timp ce mergi. Adică nu e... Tu când te dai pe... cu placa? Cu placa. Nu mă nu mai dat de mult, abia aștept. Ai o muzică în ureche? Nu. Uite, eu îți fac o propunere. Guan Wapes. Lord of the Board. <laughs> eu îți fac o propunere. Te rog. E pentru prima dată când aud această piesă, am auzit că s-ar putea să-ți placă. Dacă nu-ți place, am dat-o în gard. Sau de gard. Nu contează, că un pic tot trece. Așa. De, 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 depinde din ce gardul. Perfect. Hm? Atenție. <laughs> 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 Dar și pentru prima dată La acest podcast, o melodie în care n-am avut cântată <laughs> Ce e gata cu restul? Nu știu când să intru. <laughs> Așa ce o <e> <laughs> Nu știu, nu știu cum să descriu De, de, de parcă n-aș fi viu Mă simt gol și pustiu Mult în jurul meu, dar vreau să-i scriu ai, dai, dai, ai, ai. <laughs> Nu știu cum să descriu <laughs> E parcă n-aș fi viu, mă singol și, și pustiu, multă lumea judea unde nu se Ia o babă de să Eu, bă -bă, da o sumă vreau acum, ia o babă de da o sumă vreau acum, ia o babă de o sumă vreau acum, și mă stringe maxilar, mă zgruma, ia o babă de da o sumă vreau acum, ia o babă de da o sumă vreau acum, ia o babă de da o sumă vreau gumă și e garda la intrare, și e garda la intrare, și e garda la intrare, am văzut duba. Bat din palme nu mai știu aici, nu mai pute, îmi pare rău. Dacă eram trapper, rapper, puteam să țin la ritmul ăsta. Dar mai știu cu Huba Buba, mai știu. Da, dar De unde, de unde, de unde a o melodie astea din vreau în Vreau să-l vreau să, vreau să salut pe șapte cu această ocazie și aș vrea să... Uh, o, să na, o să, o, să, ia bucata asta și o să facă un repost. O să deci, o la... spune de unde, de unde, le, de unde, de unde cânti tu De unde a venit astea? Bob? Da. Bob a venit uh, în uh, Eram în turneu și avem un comedian care este un pic mai tânăr și este un pic mai mers pe la partiuri și mi-a zis, cum ne zicem noi, uh, sau cele, care e lăsate. <laughs> cele, Așa. Și, <laughs> Ce am, și am mi-a zis, bă, zice, e o piesă, îmi rupe capul și mi-a pus piesa, zic că am auzit, am fost, bă, date. Da, iau, o să mă iau, iau, bă, dau vreo Iau, da o să mă vreau o gumă. Și a fost, mi-a plăcut atât, atât de mult mi-a plăcut piesa asta, că am ascultat-o obsesiv, uh, cred că o lună de zile, în continuu. Și intram pe piesa asta la show-uri. Și de asta intra la show -uri. Da. Și intram, ea e foarte, tu, tu o știi în variantă originală sau? Da, am sau... am auzit-o în variantă originală, e cu implicare feminină puternică. Adică? Adică nu, e în club, filmată. Ah, da, vizion. da, da, ok, da, da. În club. Cu prezență feminină zici tu. Cu prezență feminină, okay. Da. Da. Și foarte are, 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 o, are o energie piesa asta. Și urcând pe piesa asta, am început să mai fredonez, că așa urcam pe, pe, pe scenă fredonând chestia asta, îmi de dea un un brai, un, zi, te un... Cred, da. te cred, te cred. Și atunci te cred. de acolo am început să despic firul 4 cu versurile un picuț, că Da că și... orice îi face tu, da. orice îi face tu. E ca și când ai făcut o salată Sorin. Da, sigur. Dar mai puși puțin piper. Piperul ăla e de fiecare dată un instinct muzical pe care l-ai. Trebuie să recunoști lucrul Da. Așa. E un pic... mai eu în sufletul meu, eu mi-am dorit să fiu un cântăreț în sufletul meu. Dar în, 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 cap încă mai visez, dar nu am, nu am acest drive, dar am, mă luat și am, mă, mă pune să cânt. Plus că dacă aș cânta, aș cânta tot într-o zonă rap ai, sau punk. Nu, să știi că ai dus niște linii surprinzător de bine. Da. Tell me why are we so blind to, to see. see. Ai okay. adus-o bine. Dar nu, eu sunt, acum sunt în zona uh, descoperirilor uh, muzicale, în schimb total. Uh, dar așa, așa îmi vine. Sunt foarte... Tu știi, tu știi Idols? Eh? Idols, știi Idols? De unde sunt okay. uh, nu, e o trupă, e o trupă ah. Uh, punk uh, Din UK Nu știu, n-am o de Idols Extraordinar Să notezi Te rog Să notezi pentru Extraordinar. că Extraordinar eu, eu sunt uh, un sound Sound? Da și mai e tot în zona asta, dacă vrei, electropunk, o trupă care tot așa am ascultat o obsesiv. Eu, că, pe mine, când mă iau o, o treabă, o lună de zile numai, o lună de zile numai, poate o, o, o piesă, două piese sau intru un toată, depinde cât îți dă. Și de fiecare dată când din mașină și în fiecare zi tu asculți piesa respectivă, timp de o lună? Aproape o lună, în continuu. Să vină. Două, nu te crezi, ce mi-ai adus aici? -a așa frumos. Așa frumos, S a, a, -a înțeles, frumos. Acesta este acesta este lucrul pe care la tine acolo. E fi surprins la noi, la noi să face, dar nu să face. Cu pâine sau fără? la noi cu pâine făcută pe vatră. Pe vatră. Vatră? Pâine Așa. pe vatră, asta este pâinea cu pe... ardei iute și sare grunjoasă. Sunt amestecate. Sare grunjoasă, pâine când ai chef și de supă și de felul 2 în același timp. E <laughs> foarte bună. Da, numai boierii au timp și de felul 1 și de felul 2. Omul care de dat-o sapă, le mănâncă pe amândouă în același timp. Da. E guiaș. N-ai zis... Gu, guiaș. guiaș. Guiaș, da. Dar n-ai zis nimic de felul 3. Dar noi să facem o chestie în Margita, adică în zona mea, să face uh, bograci. Bocraci, da, am auzit, sigur că da. Bograciu Și, din este... din păcate, n-am găsit. Dar felul 3 știi ce e la tine e interesant. Uh, despre de, de ce, zici? Despre vreo trei. Sunt foarte multe. Șomioși? Ş... Nu. Ce? Șomloi. <gri> <gri> șomloi, așa. Dar da. nu la noi nu se face. La, în Marghita, eu acasă, la mine, mama făcea prăjituri foarte multe. Nu am mâncat. Adică nu-ți place dulcele? Ba da. Ah. Dar nu am mâncat șomloi. Adică pentru mine și termenul străin străin. Șomloi? Eu am fost în Oradea? Au o fi Oradea. Mă, nu sunt și, și mai multe... Da, corect, adeptată și tu. E, e foarte adevărat, îmi cer, scuze, îmi cer scuze. Da. Dacă o să auzi limba din Bihor, uh. e atât de dubioasă. De la... Tot la 30 de kilometri distanță, sunt alte regionalisme. Hai să nu zic 30 de kilometri. Dăm un exemplu de, un de, de regionalism. regionalism. Chicheu. Cum? Chicheu. Topor. Bun, să-ți dau și eu unul din ardeal mm. și pregătește-te mm -hmm. tu cu următorul. Rășfar. Rășfar? Da. Ce este? Fundelem. Fundelem? Da. Continuă tu. Fioc. Hă? Fioc. Ce? Asta vine din... din cred, că, cred că vine din maghiară, dar înseamnă uh, sertar. Bit Roșchei. Ce Poartă între două curți. Roșchei. Roșchei. Bitong. Bitong? Da. Damigiană? Puh, nu. Un copil. Un copil mic. Ah, da? Da. A, da m -a, m -a. Îmi dau seama că dacă noi am strânge o o, o carte de-asta cu niște regionalisme, am învățat mult unii de la alții. Nu poți să-ți imaginezi cum e în Bihor. Deci în zona Beiușului se vorbește total, total diferit față de zona Marghita. Total diferit. <sus> Au altă... Uh, Spre, spre exemplu, la, la Beiuș, oamenii din Beiuș îi zic binș. Binș. Bin. Și au un fel de a vorbi, au un fel a lor de a vorbi. E foarte... Și ce, ce este simpatic, că în zonele astea se forțează foarte mult limba și apar tot felul de termeni în ăștia dubioși. N-am unul în cap să-ți spun, dar cumva e foarte creativ cu limba. Am înțeles. Nu nu păstrează în... Dacă îi vine o ciomoioacă, ciomoioacă. Ce? Nu e nimica. Dar dacă zici cineva, dă-i foc la comoioacă, ai înțeles ce Am înțeles, am înțeles. Înțelegi? Nu, da. Care dacă, dacă noi, noi toată familia noastră îi zicem ciomoioacă, noi ne facem mulți, că pe vremuri se făceau șapte co copii, ăla e cuvânt care intră în dicționar în satul ăla. Ciomoioacă. O, adună o adunătură de cârpe cu baie. Mi se pare foarte interesant să Când crezi, crezi spun, să da, crezi. Fac. Adică e destul de... E mai mult plăcerea auditivă a da da, 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 da. E, eu zic că acest, pe fundul acestui gulaș trecem la un sector foarte important. Mm. Yeah. Iar acum întrebările! Ia un gulaș, nu no, un gulaș. Da no, un guiaș. Da, mă, e interesant. Acum am... Um... Încet, încet mă bun de hip-hop. Apucă-te și lasă-te apoi <laughs> Vreau să ajung în top Cu glume din hip-hop Hop, 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 hop Hop, hop, guiașul e foarte bun Hei, <laughs> hai, <place. laughs> Asta este uh, Ce? Ce? Fumătura de la puiul ăla, nu? <laughs> știi că în, în comedie erau pui? pui? Nu. A la care face... ăla <laughs> <Știi>, <laughs> de... Ăla <laughs> sus de gât, care face. <laughs> Da, da, da. Bine Marius Și acum încep întrebările Podcast de omor sau podcast de inginerie Și și Ia zi tu despre vlogul tău de inginerie Vlogul meu de inginerie? Da Ce? Nu vrei să faci un vlog de inginerie? Nu, vreau să fac o emisiune, dar nu acum De inginerie? Nu neapărat de inginerie mi-ar fi plăcut să fac un vlog din... De... N-am timp. N-am timp. -am timp. timp. -am. Trebuie să fiu acasă, tată la copii, pe scenă, comedian. Ce vorbești? Ce broda. Frate mele, eu știi tu. <laughs> Cele, te rog. <laughs> Hai, terminați cu Concentrați-vă la întrebări. Divertiți sau vacanța mare? Nu s să aleg niciodată între astea. Pentru că, pentru nu ai cum să nu ai să alegi între două chestii diferite. Deci poți da, să să-ți placă unul, poți să-ți placă celălalt sau poți să-ți placă amândoi și dacă îți plac, nu din același motive. Că de-aia ți plac ambii foarte mult. Serios să spun. Da, acum nu la următoarea întreba. no, da, întrebare. Sezonul 3 la Strada Speranței mm. sau prezentator la Eurovision? Asta e, asta e o întrebare la care cineva s-a gândit. Ar... <laughs> da, da, da. S-a să-mi un singur răspuns, nu altceva. Dar cum poate să fie asta o întrebare când răspunsul este în întrebare? Adică nu poți să. <laughs> păi asta, e, asta e și. Asta și sublinează. Asta e, asta e Poanta. Absolut tot timpul Eurovisión. Adică, <laughs> adică nu înțeleg... Nu înțeleg. Vezi de unde, ce... unde se face <laughs> Poanta? Vezi? Nu all the way, dar Ce nu vorbești? Să... Dar nu poți să vorbești. Fiezi. Și... Dar nu, nu mai turna, că încă mai Nu, iartă-mă. Îmi pun ceva la mine, să fie puțin mai rece. Do puțin, să doar puțin, Doar Atât, 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 atât. Jim Carrey da, sau, Seinfeld. sau Seinfeld? Seinfeld. De la Institutul de Electronică și Comunicat, Telecomunicații, UPT. De la roboți industrial Așa. avem o întrebare. Mi s-a transmis de la. A, electorat. Femeie robot sau femeie gonflabilă? Uh, nu, încerc, eu încerc să mulg aici ceva dacă ar fi ceva de mult. Tu o femeie normală și naturală absolut tot timpul. Așa? Uh, de dacă ar fi să aleg între uh, robot și femeie gonflabilă, aș vrea robot. Ce Pentru că, că robot. Poți să și reproșeze lucruri. și atunci... gonflabilă, nici măcar nu te zice... Nu, te face nu să ești într-o formă bună astăzi, Sorin. Da. Ah, ah, ce îmi place. Andrei, <laughs> cu robot! Mi-ai dat hardul peste cap. <laughs> cu... Cu partea ta soft <laughs> Nu că eu, eu știu Poate nu înțelegeți Eu l-am invitat pe Sorin Pentru că vreau De azi înainte Când mă duc la spectacolul lui Să stau așa în ultimul rând Și el să înceapă Aș vrea să vă spun că astăzi Voi da hardu peste cap Iar eu De la mine de la podcast L-am inspirat Știi? <laughs> A, nu da. Dar știi, acum, acum ca să mai întindem un pic gluma, uh, nu cred că o să se facă niciodată uh, femei roboți veritabili. De ce? Pentru că sunt uh, binari și la femei există da sau nu. Există <laughs> 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 nu poate <poți> să <laughs> cu această decizie de alb 1-0 să... <laughs> Mă, că îți place subiectul cu femeia robot A, Pare ofertant. ia de aici <laughs> uh, dar, dar știi că eu aș fi vrut să fac un podcast cu aia care vorbea. Da, -aia nu vorbea, mă. Aia e. Nu, nu mă interesează. de marketing. Știi ce știi e ce șmecher? Uh. Dacă vrei să vezi ce e șmecher, că de fapt, toată lumea știe ce e șmecher. Acum, dacă tu îi asta, ia de la Boston Dynamics șmecher. Deci, dacă vrei să vezi ceva șmecher în robot sau dacă vrei să vezi unde roboți acum, Boston Dynamics. Extraordinar. Roboți, ro, roboți, câini pe care acum, în, acum, deci ăștia, dacă primesc un telefon de la armata am, americană, ai uh, niște roboți pe care pui armă, îți all terrain, îți cu picioare, să mișcă extraordinar de repede și dacă le-ai pus o armă cu un face detection, îți împușcă selectiv. Deci nici măcar nu mor toți. Să uit la tine, dacă par prost, pac, conform AI-ului, <laughs> asta, pare, asta pare, curajos. <laughs> Bum. <Boom. laughs> <laughs> asta parte, are prea mult exces de zel. Poc. Da. Iar acum trecem în altă zonă. Te rog. Prințese sau mașinuțe teleghidate? Prințese sau mașinuțe teleghidate? Mașinuțe teleghidate. Pe bune? Da. Adică te-ai jucat cu mașina copilului? Da. Dar dat. nu pot, că trebuie să mă joc și cu prințese. Hai, că dacă vorbim, că eu, eu am, crezut că te bagi în metaforic. Nu, acum băgam în familie. A, în familie? Am A, cu... A, nu există, nu există. Mă joc cu păpușele, mă joc cu de toate. Ai lăsat vreodată să-ți facă, să facă unghiile? Da, am poze. Îs fardat, -ă, am toate alea. Eu sunt la activ cu tot. Mă fardez, mă... nu e problemă. Dacă ai luat numai chestia asta din podcast, mă fardez, nu e o problemă. Perfect. Da, absolut. Ne vedem la spectacol. Nu e problemă. Mulan la te <laughs> asta e o întrebare tip product placement. Te rog. Hoodigans sau hooligans? De acolo e cuvântul, de acolo am și-am Bune? Cuvântul. Da, așa am zis, nu e așa am zis. Interesant. Uite, că așa fără să dau seama, am descoperit de adevărul. Dar... Pălincă sau whisky? Da. Depinde ce are. <laughs> stau eu ce și are? când? Când îți două pe masă? Nu, ne trebuie să nu-i nu, -i, nu -i gata întrebarea ta. <laughs> pălincă de... sau whisky când omul oare doar whisky? <laughs> n -am mai băut de mult pălincă. <clears throat> Dar știi ce am făcut eu greșeală? Că m-am gândit să-ți aduc, dar a, că a, fost situația asta cum a fost astăzi. Da. Și n-am, nu mi-a stat capul. Drum. Nu, dar nu mi-a stat capul. <laughs> 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 nu, dar nu mi-a da. stat capul. Da. Dar o e... să-ți aduc o dată. Te-aș ruga frumos. Nu, nu, nu. Atunci ați de două ori. Nu, nu. Auzi. Uh, când ai urmat un spectacol? Păi am, de regulă am vineri și sâmbătă. Vineri și comics. sâmbătă. Păi într-o vineri și sâmbătă vin, mașină în uh -huh. spate. Așa. Tu când așa... Nu, să știi că noi avem la club. Avem la club bună. Ah, da? Da, da? da, deci dacă vii la club, Uite, nici nu trebuie să, cum comanzi, doar îmi suni. Da, da, nu, știu, mă, că da, nu e de vânzare, că n-ai voie să o vinzi, că e făcută de acasă, nu au cum să o bagi în sistemul da, Da, egal. da și poți să... Da, și dacă tu da, trebuie... nu, dacă o cumperi și trebuie să plătești pe puncte de tărie, pe nu-mi spune tu mie. Pe puncte Așa, de, de tărie? Nu știi. Nu! Eu am vrut să fac pălincă cu numele meu. Așa. Că eu fiind din Bihor, am zis că eu am, eu am care cum, au o grămadă cum pur că pur călăbească. Ce vorbești? Nice. Și atunci am vrut să-mi fac și când am aflat cât costă timbrele de... Că dacă vinzi alcool de 15 grade, ai... Adică ceva care conține 15 grade, ai nu știu cât plătești taxe. Dacă ai păstă 40 de grade, e tot terminat. Asta, dacă plătești păstă 50, mai mult de jumătate de la stat. Pentru că așa sunt făcute. Puteam să avem o pălincă pârcălăbească da. chiar de la casa de domnească. prună. De prună. Din Bihor, din dealurile de lângă Marghita. Ce vorbești? Uh, ce melodii sunt acolo din Marghita? Știi vreun... Nu înțeleg. Ce melodii sunt acolo de populară de astea? Pentru că trebuie să facem Mamă. promo. Din nou apelăm la creierul meu care nu are nicio treabă cu... Are, are ține numele. Uh. Există un cântăreț ca... fi atent. Deci știu piesa să cheamă Tepe Lepe. Știi? Tepelepe, ca să înțelegi, astea sunt... E, E fix un bihorean care a vorbit. Așa sună. Scuze-mă, refrenul este tepelepe? Tepelepe până urzăci. Cornel Borza. Cornel... Tepelepe până urzăci. Este extraordinar, omule, Extraordinar. Și am, am când se reactivează bihoreanul și ascult de-astea.

foarte bune, extraordinare. Foarte bune versurile, foarte bune. Și este uh, soundul, soundul de Higheaghe cu gornă, uh, Higheaghe cu gornă. Higheaghe cu gornă. Ia ascultă aici. Colaj. Ăsta este sunetul numților copilăriei mele. Da o să vezi ritmul Ritmul e foarte de oh, Trap Eu am prins Eu am prins perioada la nuntă Când dansau babele poalele Mâncața aș gurata ce era acolo Poalele Să dansa, să, să dansa în cort mă. Deci eu am prins nuntă la cort și jos când era, când se făcea, cum se cheamă, se făcea cortul, se făcea în casa căminului cultural. Și se făcea, adică în curtea Căminului cultural, se făcea, se făcea a, cortul, cortul, pentru că dacă ploua foarte tare, cortul nu era izolat. Cortul era cât să nu picure, știi? Dacă ploa to torințean, nu aveai ce să-i faci. Și erau corturi făcute din foaie de corturi de armată. Și să construia cortul timp de o săptămână, să băteau nea neamari de lemn și să construia cortul așa, și când se în când, când înăuntru bun, era praf. Nu vedeai oameni de praf cum să ridica praful de la... Foarte, foarte Ca la concert la Madonna. Da, și noi eram copii, stăteam pe scenă lângă muzican și auzeai, auzeai toba în ăsta și ăla cu vioara care îi dădea... Cu gornă. Da, cu gornă. Extraordinar. Foarte, foarte mișto. La mine, sunetul copilăriei e o fanfară. I-am stat în partea veche a Brașovului și când era... E acolo statuia aerului necunoscut, un tip care este cu o pușcă cu baionetă. Așa. Și acolo se aduna fanfara și începea. Ba, 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 De acolo îmi place și pi Iată. Rămâne, mă... rămâne, rămâne rămâne. Rămâne, sigur că da. da. care persoane publice de la noi? Da. Ți-ar face plăcere să-i faci un roast? Eu mi-am mi pierdut curajul în roasturi pentru că. Oamenii la noi în țară sunt foarte reticenți la a -li să face roast. Am impresia că rostul e o chestie uh, damaging pentru imagine, pentru că nu este în cultura noastră conceptul de purging. Este momentul în care ai făcut un rahat sau ai făcut ceva sau ai nevoie de... În momentul în care faci roastul ăsta, se zic cele mai rele lucruri despre tine, în momentul ăla ai închis gura tuturor pentru că s-au zis deja. S-au zis toate alea. Am înțeles. Și atunci este acest fenomen de purging, de a arde necuratul, de a... Și noi nu avem asta în cultură și atunci nu înțelegem valoarea... Spre exemplu, uite, incidentul cu Marica. Așa, prosopo. Când a făcut prosopul, dacă el apărea la rost în bucata aia, era, cum să zic, avea și puterea de a fi owner pe situație. Înțeleg. Înțelegi? Adică tu ești stăpân pe ce se întâmplă. Eu sunt stăpân când să zic lucrurile astea. Am înțeles. Sau nu. că adică te-ai dat un, un, exemplu acum, nu că e mare tantam, e rahat, nu e mare tantam, dar ca un exemplu de abordarea unei situații. Donald Trump a făcut două rosturi ca să-și spele imaginea. Rosturile aia cresc că au fost pentru că acolo este un transfer de empatie. Da. În momentul în care eu o zic de rău despre tine, la un moment dat trebuie să și recunosc că nu da, ești da, chiar așa da, rău da, cum da. am zis. Da da da, da? Da, 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 da? da, da, da. Și trec și te salut. În momentul ăla e un transfer de empatie. Astfel că nu toată lumea merită rost, dar oamenii nu înțeleg asta. Înțeleg? Uite, ai spus foarte bine, uh, foarte clar, transferul de empatie, într-adevăr, e o chestie pe care la care mă gândesc de multe ori și, într-adevăr, așa și e. <fli> Ce chestie. E. Yep. Hai să spun care e... e faza. Când e un rost, el trebuie să fie bidirecțional, ca să fie coios. Adică, eu zic poante despre tine, tu ești nice, ha, ha de în, în, în primul să vin în momentul în care tu zici poate despre noi. De-aia rosturile la americani au sens când sunt făcute, cum am vrut și noi să le facem, da? Comedianțe de la noi din țară, noi, că noi am plecat, am început să facem niște rosturi și rosturile ro, aia cuprind așa. Suntem toți aici, ne batem toți joc de toți. Da. Fiecare comedian turcă pe scenă zice cine e în sală și da. zice o glumă despre fiecare. Da. Te duci la main event, la omul despre care da. este rostul, zici despre el, după care te duci jos și ție rândul porția. Am înțeles. Că vine următorul și râde de tine, râde Correct. de Corect. Și la final vine omul care a fost rostuit, care ia la bani mărunți pe toți bidirecțional. Da. Și atunci se închide frumos, rotund, are sens, înțelege de, de ce am făcut asta. Dacă doar vin și dau un tine și tu nu dai înapoi, absolut, absolut, absolut. pare doar bă, ce are cu el? Ce Parcă cu joci asta? la o singură poartă. Da. Da. Adică, oricât de bune ar fi, glume. doar ofensive. Dacă știi că vin înapoi, nu sunt ofensive. Ei doar. Da, o da, pasă, da, 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 Braba, da. Okay. Am înțeles mai bine acum rostul. Bine. Când nu faci un rost? Uh... Nu, ai putea să-mi faci doar mie. Exclusiv. Nu, nu, exclusive nu, pu nu putem să facem așa, că trebuie să, mai, trebuie, trebuie, să, te încălzești și tu, trebuie să râdem și de alții înainte. Să-ți fac și eu să nu Nu, mă, trebuie că după aia o să vină și rândul tău, absolut. Adică trebuie să... am ok. Bine, hai că mai stăm de vorbă. Bine. Bine. Eddie Murphy sau Louis C.K.? Eddie Murphy sau Louis C.K.? Uh, dacă îi să iau doar unul și doar cu unul am voie să plec, lui C.K. tot timpul. Dacă sunt chestii care îmi plac și la din Murphy, absolut. Trei zile sold-out la sala palatului sau o vacanță cu toată familia în Bali? Tot timpul o vacanță cu. <laughs> de ce știu că așa? pare, știu că pare. Da, da, da. Pentru că e o vacanță în Bali cu familia, n ai cum nu să uiți. Să așa, da. sala palatului ele mai. dacă nu le fac acum, le mută două luni mai încolo și fac două. Ia ca. <laughs> dacă, sunt, dacă am fi în situația aia, știi, da. nu cred că e o. Vezi, eu una, una grea acum. Cel mai bun serial este? Na. Cel mai bun serial este yeah. serialele în care joc eu. Ta -da. Ta -da. Ta -da. Counter Strike sau FIFA? Counter Strike sau FIFA tot timpul Counter Strike? Ce... Parazis sau BUG? Uh, Am în două trupele cu diverse piese. <laughs> Bobonete sau Heidi clum? Bobonete, dar ce treabă am cu Heidi Klum? <laughs> sau bănică? A, aici e greu. Știam. Aici e, sunt într-o zonă în care... E greu, știu. Nu am... N-am cum să merg în podcast bănică, <laughs> dar <laughs> la Dar absolut tot timpul Brencio O să-i transmit La război, ai duce steagul sau ai fi infanterist? Infanterist de ce? Iartă-mă aici spun de ce uh, Dacă duci steagul Să vede unde o să cadă bomba Că e ținte să mai... <laughs> Ești mai... Ia uite-l pe acum cu flutură uh, <laughs> Cred că Nu, cred că Adică infanterist Nu e mă că și la care steagul tot infanterist tot... uh, Oarecum, numai că ducând steagul Și purtând, ca să zic așa Uh, Trademarkul uh, armatei tale, da. eu cred că ești mai luat la pușcă decât, decât, decât ceilalți. Da. Adică, sniperii tăi te te-ar lua la. care păi a mi să -a de bunicul meu a, a fost în război și a, a scăpat din linia întâi, uh, cred că de două, de trei ori. -au... Extraordinar. Da, da. Și l-au de, acolo... decorat. Dup după aia au zis, lasă. <laughs> Dacă a trei ori. Extraordinar, -ai, extraordinar. Hai să. Hai să, Ce, hai să ai, ai vreun personaj istoric preferat? Personaj istoric preferat? Da, da. Foarte mult timp am avut toți domnitorii români. Mihai Viteazul Cuza, mi se părea. Și toți spârcă la bine de la curțile lor. Și cumva mi-au plăcut și după ce am crescut și mi-am dat seama că de fapt era tot politică. Și Mihai Viteazul a fost. Da, am învârtit și el, adică, bă, are meritele lui, dar a făcut și el. Adică tot pe zonă politică s-a dus, da? Tot, tot, tot. tot. Și recentul Vlad tot... Uh... Cuza la fel, adică toți... Da, wow, wow, dar să nu uităm. Puterea înseamnă compromis. Absolut. Cred că asta este un lucru, de asta rămân în banca mea. Și Foarte te întreb, minie. cea mai frumoasă femeie din România este? Iubita mea. Ai, ai, ai. Ce vorbești, ce vorbești, ce vorbești. Credeam că te prind. Ah! Și ultima întrebare. Ce adică credeai, că o să zic iub, iub, iubita ta? Ah! <laughs> Completați următoarea propoziție. Le rog. Căsnicia este? Căsnicia este și există. Aleluia, aleluia, aleluia Iar acum strângem masa Pentru că urmează rezultatele finale De la Eurovision Nu mai am cafea Nu mai, mai vrei cafea? Nu mai am cafea Și aș vrea să merg să-mi cumpăr una dar e atât de lung drumul până acolo Încât am să zic ne Și am să mănânc o prăjitură Iată dulcele a venit Ce frumos arată E formată din amandine Plăcinte cu mere iubire. Plăcinte cu mere Și Savarine și amandine De când vreau ca alături de Sorin să punem botul la Savarină La Savarină Alt titlu de podcast Au pus botul la Savarină da. A fost un podcast senzațional Bineînțeles că, având în vedere apetitul tău către cafea, Aș ar vrea mâine dimineață, când te trezești, să bei o cafea. Mă, voi gândi la tine Dar nu cafea. Ce vorbești? Mi-ai dat copilor ceva să spargă? Mulțumesc frumos! <gânt> Ceea această... Ce, această cană nu este a mea. Este, este a acord? urmașilor, urmașilor mei și va fi împărțită la gramaj. De fiecare dată când se așa, îmi vine un singur refren în cap. De vei pleca. Îți va fi mai bine. De, tu tot ceea ce faci, nu știi ce să fac cu tine, pe bune. O piesă. <laughs> Aduceți din piesele Din partea domenilor Cuza Vă mulțumesc Frumos Descoperă vinuri care scriu istorie Cu un pahar elegant Inclus în pachet Tocmai când voiam să mă las de băut <laughs> Nu e, Ac momentul, nu acum. e momentul acum și voi bea acasă cu soția mea din același pahar, că n-au pus două. Invita mea trebuie să mâncăm din același pahar. Te vei pleca. Deci, și tu mai antrenant. Amă Marius. Mm. 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 Zimă, zimă dacă nu bună. Foarte bună. Tu ai făcut-o? Tu ai făcut-o? Să-mi dai Scrie. Două, bo două fire, două paie, ia. Dar îmi place Savarina. Îmi place așa de mult. Îmi place să vorbesc, dar îmi place și să dorm. <gură> <gură> îmi place să o ascult. Și refrenul este Zile Savarino. E și Savarina în inima mea. Știi, acum să cântăm noi lucruri simplu. După savarină e puțin uh... E și savarină pe burtica ta <laughs> uh, Eu vreau să spun că Îți doresc întregii Doresc întregii familii sănătate Putere de muncă Asta putere de muncă Tot timpul știi, să știi care era uh, ora din, din vechiul <coughs> regim Și nu vreau să precupețești Niciun efort uh, Mi-ai dat-o precupețitul Precupe, fie, să, să, nu pre... irosești, să nu Precupețești, da, Să nu irosești da. niciun efort Să nu irosești niciun efort Fie ca mâncarea asta Pe care mi-a dat-o să fie bine primită Îți mulțumesc foarte frumos pentru invitație Cu mare drag Îți urez asemenea familiei tale Your... Întregii tale familiei Cât de extinsă poți să o faci Să aveți parte de sănătate Și de tot ce aveți nevoie Nu de ce vă doriți Că o diferență Dacă încep să-ți dorești Să putea să asta încurce uh, Vreau să văd schimbări în uh, ten Teme <laughs> Nu uita Putem desprinde cel puțin Două idei din acest podcast Femeia robot Succes și Savarina, Savarina. De fapt pot să le mixez dar <laughs> O... Pre Preludiu. Da, absolut, absolut. Nu poți să mergi așa, de fără să te încălzești. Nici la sală trebuie să... Ne-am încălzit și mulțumim <coughs> foarte mult Sorin că a venit astăzi la noi. Nu uitați, pregătiți-vă cadourile. Sorin va face în luna iulie pe 16. Nu, nu mai trebuia să merg, după aia am un iartă -mă. Cadourile <coughs> să fie pline de zâmbet. Deci puteți să-i cumpărați tot felul de emoticoane. Um, și ne vedem la spectacol vineri sâmbătă la vineri și sâmbătă la Comics Club, la Comics în București pe Nerva Traiană Cum mă? numărul 4 C Cum mă, să, să să fiu eu într un grup cu X <coughs> și tu să fii Comics cu C Ce vorbești? Aici s-au întâlnit comici Comic și Comic și Comic și, -și știi? <laughs> da. Hai. Oh. Cânti bine la pian, Marius, foarte bine, foarte bine Te iau la mine în grup <laughs> Lucruri simple sunt de ajuns Nu-mi doresc nimic în plus Vreau și mâine Același cer senin. Inima să-mi fie așa o oh, da. Ca un fulg în palma ta Am zis eu de la mine <laughs> Să-ți rescriu versurile puțin Foarte bine Îmi place improvizația Nu caut Cuvinte Greu de înțeles Nici multe Ce voce Motive Ce timbru Ca să te ce sentiment! Și refrenul e așa... Orice vise aș avea Lucruri simple voi păstra Cer albastru eu și tu Și tu Vă vezi că te ating, lor <gătare> Mi-e de ajuns doar muzica Mi-e de ajuns doar privirea ta Mulțumesc! Lucruri simple voi păstra. Păstra. Și acum la tobă, hai, 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 Andreea, mamă, hai! Așa, la tobă, ia, ia premier mâna. Așa. 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 O voce senzațională, soprana noastră de coloratură, Sorina. Hey! Ale! doua. Mie îmi place orice zi care mi-ar putea zâmbi dimineața de lângă perna ta. Îmi place tu așa cum ești da, da, când mă cerți și când mă ierți și speranța, speranța. că nu te vei schimba. Toată lumea de Orice, vise, orice vise avea Lucruri simple voi păstra o Cer albastru eu și tu Cer albastru eu și tu Mi-e de ajuns doar muzica Muzica Poate și o glumă de a ta da, da. Lucruri simple voi păstra. Voi Aș vrea să zic că a fost brici Dar până acolo mai avem de închis un cântec Bagă tu un vers acum Sau savarină oricum Dulce curge pe inimă ce? Și ce? Ei, și ce dacă n-am știut să închem? A fost fan tot așa Și acum, dragul meu, două lucruri te mai rog Un, o semnătură și fotografia ta, ta -a. Bine m am emoții Iartă-mă, iartă-mă acum,